sunteți aici, alături de noi și sperăm să fie cu folos această dimineață, în care vor fi câteva, vor fi dezbateri referitoare la tema pe care ne-am propus-o, și anume Călinescu recitit. Și asta înseamnă că e vorba de o receptare a lui Călinescu astăzi. Pentru această dezbatere, moderator va prelua la un moment dat, va fi domnul profesor universitar dr. Lucian Ghișu. Apoi, după dezbatere, o să avem foarte scurtă evocare a profesorului Dumitru Iremia. Pentru cei care nu știu, veți afla atunci despre ce e vorba. Va urma poetul în cetate, conform tradiției zilelor culturii. Și pentru că la ediția aceasta am fost foarte consistent sprijiniți de elevii Colegiului Național Dimitrie Cantemir și de câțiva elevi de la Grigore Moisil și din altă parte, o să le permiteți să încheie cu o marcare a zilei Eminescu, pentru că astăzi, 15 iunie, se împlinesc 135 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Întorcând un pic înapoi, vă aduc aminte că întâmplarea a fost provocată aceasta, zilele culturii călinescene s-au ținut anul acesta în iunie, pentru că miercuri, pe 19, este ziua de naștere a lui G. Călinescu și, de asemenea, o cifră rotundă, se împlinesc 125 de ani de la nașterea lui G. Călinescu. Deci suntem între niște aniversări, au niște, un număr de ani cu cifră rotundă și pentru G. Călinescu și pentru Mihai Eminescu, de care, de altfel, G. Călinescu s-a ocupat magistral. Și deci ziua se, dimineața se va încheia cu, și totul se va încheia cu un moment pe care elevii l-au pregătit cu ceva versuri din Eminescu, nu foarte multe, dar sperăm să fie frumos, dinamic. Cine a participat pe 15 ianuarie, e vorba de aceeași idee, care atunci mi s-a părut că a prins bine, provocarea versurilor, i-am zis noi. Vedem ce se va întâmpla. Dar înainte de a începe totul, cred că trebuie să rog pe domnul Ion Vaciu, aici prezent, să vă spună ce aveți de făcut, cum că începem într-un fel al secolului 21, cred. Aveți microfonul acolo sau vă dau eu? Două secunde. 2-2. Bună ziua! Aș vrea să vă prezint un instrument nou cu care puteți lucra la biblioteca din Onești începând de astăzi și dacă aveți telefoanele mobile la dumneavoastră, puteți să accesați site-ul bibliotecii și să vedeți în colțul din dreapta un buton. A funcționat până mai înainte, văd că acum se încarcă la bibliotecă, pe telefon o să meargă mai bine și să vedeți că există un robot bazat pe inteligență artificială care vă poate scana site-ul respectiv și să vă răspundă la toate întrebările, inclusiv despre zilele Călinescu de astăzi. Deci puteți vedea practic programul, ce personalități au fost invitate, dar și toate informațiile care sunt incluse în site. Eu vă provoc să folosiți acest robot și să ne auzim mai târziu să vedem care sunt rezultatele. Este un proces evolutiv și veți vedea că chiar va deveni un asistent virtual care funcționează 24 de ore, 7 zile pe săptămână, 365 de zile pe an, în 95 de limbi. Deci în limba în care îl întrebați, în acea limbă vă va și răspunde, iar noi continuăm împreună cu Ionuț Tenia, directorul bibliotecii, acest program, ca Biblioteca din Onești să fie prima din țară care are un asemenea program de inteligență artificială bazată pe ultima generație și, bineînțeles, el este ca un copil, trebuie trăinuit, trebuie educat și învățat. Îl vom lega la catalog, îl vom lega la cărți și la anumite resurse din București. Și bineînțeles că această temă se leagă și de Institutul George Călinescu din București, cu care vom încerca să abordăm acest subiect. Avem același subiect și cu Biblioteca Națională. Putem vorbi mult de acum înainte, dar le urăm celor din panel o discuție interesantă. Da? Deci aceasta este provocarea, tehnologia vine în întâmpinarea cititorilor și probabil că deja ați accesat de pe telefon robotul.
încercați de mai multe ori, dacă nu intră de prima oară, până se încarcă și după aceea puteți să continuați lectura întrebându-l absolut tot ce vă trece prin cap. Mulțumesc! Mulțumesc și eu! De altfel, avem, în afară de ziariștii consacrați, profesioniști și doi tineri cronicari. Acum, Adriana, dacă reușești să intri, vei afla informații și de pe site. Și nu-l văd pe Darius, cred că nu este. Deci avem un singur cronicar tânăr. Vom colabora și cu ziariștii profesioniști. Începem dezbaterea despre Călinescu astăzi, dar vă reamintesc, am să iau în ordinea poziției de pe scaune, cine sunt invitații care vă vor provoca la această discuție. Sorina Rândașu, Șerban Axinte, Florina Pârjol, Adrian Jicu, Lucian Chișu, Ionel Oprișan, Iuliana Barna, Ștefania Mihalache, iertare. Întreruperea a venit pentru că mi-am dat seama că doamna Iuliana Barna n-a fost aseară. De fapt, de acolo m-am zăpăcit. M-am întrebat dacă trebuie să spun. Doamna Iuliana Barna vine de la Galați, la Universitatea din Galați. Este conferențiar doctor și astăzi o să vă spună câteva lucruri, desigur, interesante. Dacă între timp vreți să mai aflați câte ceva despre poeții noștri, puteți, sau scriitorii, accesa și întreba site-ul, să vedeți ce vă spune, sau alte surse de informare. Domnul profesor. Bună ziua! S-a întâmplat ca, înainte de începerea discuției noastre, deci ca această discuție să fie prefațată de intervenția colegului și domnului profesor de aici, într-un termen sau într-o formulă mai puțin academică, a spune că ne-a cam luat caimacul, în sensul că intenția noastră era să pornim de la recitirea lui G. Călinescu astăzi și să ajungem la formula nu aceea inteligenței artificiale, ci la ceea ce se petrece sau s-a petrecut deja odată cu trecerea într-o nouă lume. Cred că de la 1492 încoace nu s-a mai făcut o descoperire atât de importantă cum este aceasta a lumii virtuale și în care apar o mulțime de reguli, mă rog, dimensiuni de toate formele, de la spațiu până la socializare, împărțirea puterii și așa mai departe, în acest nou domeniu. Intenționam să încep prin a vă spune că dacă tastăm G. Călinescu și vom, pe internet evident, și vom primi imediat răspunsuri, surpriza este că nu G. Călinescu va apărea primul, ci liceele care poartă numele marelui critic și istoric literar, instituții de asemenea, fundații, dacă vreți, dar nu informația importantă pe care o căutăm pentru G. Călinescu. Am o explicație simplă, aceea că motoarele de pe Google funcționează statistic. Adică acolo unde sunt foarte multe accesări pentru informații, pe măsură ce acestea sunt tot mai multe, ele devin prioritare. Și mie mi se părea că acest lucru reprezintă un dezavantaj. Iată că domnul profesor arată că filtrând mult informația și apelând la cele mai noi achiziții în domeniu, respectiv inteligența artificială, lucrurile iau o nouă dimensiune și anume aceea conștiinței. Computerele nu au avut de la bun început conștiință. Ele știau doar da sau nu. Spre deosebire de computere, omul mai avea o formulă. Poate. Acum ele gândesc, modulează și pot să dea răspunsurile sintetizate, având în vedere că în mod rapid pot să aibă acces la toată informația pe subiectul
asupra căruia sunt întrebat sau este întrebată inteligența artificială. În sensul acesta spuneam că domnul profesor ne-a luat caimacul, vreau să închidem cu așa ceva, dar e foarte bine că am pornit în modul acesta. Timpul, ca de obicei, ne aleargă din urmă. Chiar avem sentimentul că, nu numai eu, toată lumea, că timpul în ultima perioadă s-a îngustat, strâmtorat, parcă trece mult prea repede față de cum se petrecea altă dată. Se va vedea foarte clar în discuția de astăzi, în care avem mulți participanți la o dezbatere deja anunțată, ca titlu, recitirea astăzi a lui George Călinescu, și în care, evident că, fiind vorba despre o dezbatere și dumneavoastră puteți fi, vă rog să vă considerați invitați și participanți. În teoriile mass media și în manualele de jurnalism, multă vreme acest tip de discuții aveau denumirea de masă rotundă, pentru că în presă, neexistând informația rapidă și transmiterea ei, se proceda în felul acesta, se cerea unui număr de autori, să spunem, sau de persoane, cum sunt cele de aici de față, să contribuie la un subiect și apariția subiectului în paginile presei avea titulatura de masă rotundă, deoarece răspunsurile veneau în timp și în niciun caz nu erau simultane. Odată cu dezvoltarea tehnologiilor, masa rotundă a dispărut și a apărut acest nou format de dezbatere, mult mai interactiv și extrem de util. Acum, întorcându-mă la subiectele noastre și rugându-i pe toți colegii mei să fie parcimonioși, desigur, sunt foarte multe lucruri spus despre George Călinescu. Eu l-aș sublinia pe cel mai important, faptul că în orașul Onești, un profesor în urmă cu 52 de ani, distinsul profesor Ciobanu, a gândit un proiect, un model, care a devenit un fenomen cultural. El se numește Zilele Călinescu, perpetuat de jumătate de secol, și a zice să încercăm să redescoperim pe Călinescu prin această jumătate de secol de la trecerea sa în eternitate. Pentru că e vorba de o receptare și de o recitire a lui Călinescu. Sunt mulți, mulți autori. Dacă am invocat numai listele autorilor care au scris despre Călinescu, am epuizat timpul. Eu îmi închei prima mea intervenție spunând doar atâta, că după opinia mea există în cultura română pentru, adică aș spune, inversez puțin lucrurile, Călinescu are un model, dacă vreți, de celebritate în cultura română și acela este Eminescu. În sensul că odată George Călinescu s-a ocupat intens și spectaculos de Eminescu, iar recunoașterea poetului se răsfrânge într-un fel și în recunoașterea tuturor meritelor pe care le are George Călinescu. Nu facem ierarhii, ele sunt de mult caduce, dar putem spune cine este cel mai important. Și așa cum în timp Eminescu rămâne cel mai important, am sentimentul că și George Călinescu rămâne, ca să avem niște borne, de asemenea cel mai important. Acum am să invit pe tinerii noștri colegi, mă uit la domnul Șerban Axinte, care este așa dubitativ în priviri, să deschidă discuția, urmând să dialogăm. Intrăm în microfonie, unul dintre noi se va retrage, și anume eu. Bună dimineața încă. Păsat lung. Așa. G. Călinescu are toate caracteristicile unui clasic, așadar un model demn de urmat. Dar firește că cei care îl urmează nu pot să-l imite. Nu au cum și n-ar face absolut deloc bine dacă l-ar imita. Poate în spirit, nu și în literă. Călinescu, dacă observați, e clar, are statutul acesta de autor. Istoria literaturii române de la origini până în prezent este un act de creație
de sistematizare și creație a unei literaturi. Acest lucru nu a mai fost posibil să mai realizeze, deși au existat numeroase încercări. Bine, sunt istoriile literaturii mai mult didactice, care nu își propun decât, o să zicem, un canon cumva mai mult școlar și sunt exemple în acest sens. Nicolae Manolescu este singurul care a încercat să o ia tot așa de la literatura populară, de la începuturi, reușind un foarte bun volum întâi din istoria critică a literaturii române. Așa, restul cunoaștem. Cea mai recentă istorie a literaturii române contemporane de data aceasta, semnată de Mihai Ovănel, combină un presupus modern lovinescian pentru că se referă la literatura contemporană, dar miza istoriei lui Ovănel este acea dimensiune transnațională, spiritul transnațional, deci cumva prin opoziție cu spiritul național din istoria lui Călinescu. Ar fi foarte multe lucruri de spus și chiar sper să spunem cât mai multe, cât mai sistematizat. Referitor la metoda călinesciană, sigur că o putem pune sub semnul întrebării, respectând-o și urmând-o până la un punct. Anii aceștia din urmă, 2-3, în acești ani am avut ocazia să lucrez articole despre Călinescu, fie că e vorba de Călinescu, teoretician al memoriei pentru Enciclopedia Scrierilor Memorialistice Românești, sau Amintiri despre Călinescu, sau un alt studiu despre autonomia estetică, vorba fiind și de Călinescu. Cred că am o imagine recentă a operei sale. Studiu despre biografie, de exemplu, articolul despre biografie m-a obligat la recitirea vieții lui Eminescu, primul rând vieții lui Eminescu și vieții și operei lui Creangă. Semne de întrebare pot exista. Metoda detectivistică a lui Călinescu presupunea și foarte multe invenții acolo unde nu mai avea dat. Acum știm foarte bine anumite distincții dintre biografii. Biografia critică, da? Biografia presupusă ca fiind cea mai serioasă, academică și așa mai departe. Cumva inventatorul la noi este tot Călinescu, dar inventivitatea, înlocuirea documentului cu fantezia autorului ține de biografie romanțată, de exemplu. Așadar, sunt mai multe direcții de explorare. Ceea ce Călinescu a declanșat, deci acea critică, istorie arhivistică, detectivistică, ceea ce atunci s-a chemat, acum se cheamă contrar a ceea ce făcea lui, a ce făcea Călinescu. Lucrul cu datele și așa mai departe. Dacă ne gândim la critica impresionistă, la atât de blamata, zic eu, critică impresionistă, în zilele noastre, aici prefer să rămân călineștian. Îmi place critica, îmi place ca acest, un critic să se bazeze pe intuițiile sale, pentru că acea critică academică, și aveți, mă rog, în mine o persoană care trăiește din critica academică, dar face critică de întâmpinare, deci cumva impresionistă. Critica academică, până la urmă, privește așa critica impresionistă și o sistematizează. Deci nu știu care e mai important, ambele. Călinescu le-a făcut pe ambele. Călinescu a fost directorul Institutului Călinescu, ca să zic așa. Bine, eu știam o anecdotică contrazisă cumva, acum chiar nu știu un răspuns, l-am primit eu la un moment dat, dar îl verific. Se chema Călinescu Institutul în timpul vieții? Vă mulțumesc pentru intervenție. Institutul s-a numit Institutul de Istorie și Folclor. Teorie literară și folclor. Așa a fost numit. În actele din 1948, la înființare, Călinescu era destinat acestui institut, conducerii lui, și în mod firesc, pentru că a preluat această conducere și a dus institutul acolo unde a ajuns în 1964, când Călinescu a murit, evident, în mod firesc, trebuia să poartă acest nume, care devine numele unui ictitor. Acum, vis-a-vis de intervenția dumneavoastră, dați-mi voie, înainte de a
invita fără formule protocolare pe oricine să intervine dintre cei de aici, să spun doar două, trei chestiuni. Prima, nu trebuie să ignorăm pe Dumitru Micu, care are și el o astfel de inițiativă, o istorie a literaturii române de la origine până în prezent. Mai în urmă, un alt autor a încercat, e vorba despre Rotaru, Ion Rotaru, care a și finalizat o istorie cam în același format, aceeași dimensiune, dând iluzia că iată se poate. Ba da, a scos-o și. Nu vorbim despre calități, vorbim despre intenții. Iar ceea ce trebuie spus referitor la generațiile care se ocupă de, vorbesc despre generații, cei care se ocupă de George Călinescu, că, de pildă, caracterizând ceea ce ați făcut dumneavoastră, ați avut așa acțiunea unei embarcațiuni care folosește un sonar și descoperă în trecutul apropiat toate elementele asemănătoare, de asemănare sau de diferențiere față de critica eminesciană, scuzați-mă, călineștiană, și mai ales de comportamentul său critic. Aici, dați-mi voie foarte pe scurt să nuanțez o idee a profesorului Eugen Simion, oarecum încurajat, care l-a încurajat pe un coleg de-al dumneavoastră de la Iași, este vorba pe domnul Gafton, care este lingvist, dar care are o bună viziune și asupra literaturii. Profesorul Simion punea deseori problema aceasta a pozitivismului și a ce este istoria literară, făcând un raport între istoria literară și științele tari. Dumnealui spunea acest lucru. În domeniul nostru al manualelor e vorba despre imaginația ideilor și nici de cum despre niște calcule foarte precise, cum se întâmplă în zona științelor tari. Ori această imaginație a ideilor este foarte importantă, chiar dacă îi aduce oarecum spre un anume impresionism. Alexandru Gafton, de la Universitatea din Iași, făcând o prefață la o restituire a, cred că, limbajului lui Caragiale, făcută de Vasile Arvinte, face acest adaos important la un moment dat și foarte ironic la adresa criticilor literari. Nu pot să-l reproduc în totalitate, este savuros, dacă aveți ocazia să-l citiți, veți fi răsplătiți de mefiența și, aș spune, spiritul ironic al autorului, care, în esență, spune cam așa, o viață de sfânt de-ar avea autorul și tot nu îi va fi trecut prin minte ce a spus criticul despre el. Deci, iată, de departe merge această imaginație a ideilor. Dar ea este constructivă în sensul că în acest, să nu spun și voi, în acest mainstream, lucrurile încep să capete sens prin axele pe care se dezvoltă ele. Evident că dacă aveți ceva de replicat, nu e nici pe departe obligatoriu să nu o faceți. Dar în același timp, dar în același timp aveți grijă ce spuneți. Nu. Vreau să-i dau cuvântul domnului Jicu. Da, vă mulțumesc. Ascultându-vă, m-am recules și acum țin morții să-mi dau sufletul și fără să trec prin metafore sau prin cuvinte foarte personale, adică licențe de tot felul sau chiar cuvinte inventate, cum mai obișnuiesc să fac în ultima perioadă în poezia mea și chiar și în textele pe care le scriu, pot să vă spun despre George Călinescu că el a fentat sistemul. Știm că, spre exemplu, Max Blecher în 1927 a suferit o moarte martirică într-un spital de psihiatrie.
În anii războiului au fost foarte multe crime împotriva umanității și chiar mulțime de evrei s-au expulzat de pe această planetă și au ajuns la concluzii privind faptul că o inteligență artificială s-ar putea regăsi pe alte planete, ceea ce s-a constatat ulterior. Vă aduc acest aspect în vedere, pentru că cum a reușit George Călinescu să fenteze sistemul și să nu sufere prigoană după prigoane, poate că la un moment dat a fost și un astfel de pion care a reușit să facă lumină în jurul lui și să elimine orice bănuială sau orice atac din partea dușmanilor și care s-ar fi putut răsfrânge asupra membrilor generației lui sau chiar generației lui sau chiar al românilor de pretutindeni. Deci dar asta se termină. Am spus 5 minute, n-am vorbit decât aproape 3 minute. Mai spun două, trei fraze și este în regulă. În primul rând, George Călinescu s-a abuzat de un eu care a trecut prin cultură, cultură care l-a filtrat în așa măsură încât eul de astăzi, din 2024, care este plin de un duh anticristic, un duh catolic, un duh ecumenist și un duh al contradicției cu scântei dintre cei de perit vechi și cei de perit nou, a fost cel care l-a împins pe George Călinescu, probabil intuind acest spirit, acest spirit al acestui eu, să, prin faptul că el l-a ponegrit, l-a blasfemiat, l-a târât prin toate noroaiele pe acest eu și prin această izbândă a lui a reușit să se mențină la suprafață. Mulțumesc. Eu am promis de ieri că mă simt ucis și nu m-am ținut de cuvânt. Dar vreau să invoc o altă spusă a unui scriitor important, nu-i mai dau numele, dar care vorbind despre ce face de obicei critica și în ce fel se împărtășesc uneori opiniile critice, spunea cam așa. Sper să reproduc destul de coerent și explicit, dacă e coerent pentru dumneavoastră, spunea cam așa, vorbind despre atitudinea criticilor în mare, cei de față sunt evident excluși, orice tâmplar care trece prin dreptul crucii în care se află Iisus Hristos, va spune că el ar fi bătut mai bine cu ele în acea cruce. Uneori, critica literară se manifestă și în felul acesta, iar Călinescu a avut parte de mulți tâmplari și dulgheri în analiza operei sale. Acum rog pe domnul Gicu și veți avea oricând, nu dreptul la replică, posibilitatea. Păi dacă doriți, domnul profesor, vă rog. Acum, sigur, întâi să ne reculegem un pic ca să putem să renodăm firul și să ne întoarcem la Călinescu. Eu aș porni, apropo de ceea ce spunea domnule profesor la început, să revenim la întrebarea asta, cum îl recitim pe Călinescu, spuneați dumneavoastră. Eu aș muta un pic accentele și aș spune, uitându-mă în primul rând în sală, mă uit la publicul pe care îl avem astăzi, la cine participă la această dezbatere și constatăm cu ușurință că avem doi poli. Avem tineri până în 20 de ani și oameni de peste 40 plus. E o gaură între, lipsește segmentul ăsta așa numit activ. Nu știu dacă suntem activi, o să trag publicul concluzia cât suntem de activi sau de pasivi. Pe mine mă interesează, apropo de cum ne raportăm la un scriitor, în speță la Călinescu astăzi, uitându-mă la cine e aici, la cine a venit și de ce a venit și ce așteaptă de la noi să spunem sau eventual ce
crede că, dar nu despre noi este vorba, ci despre cei care l-ar putea citi sau, eu aș întreba în felul următor, de ce să-l mai citim pe Călinescu astăzi? Cred că asta e prima întrebare, nu cum, ci de ce să-l mai citim? Sigur, noi, cei de o anumită vârstă, generația mea, generația dumneavoastră, e în, cumva e în obișnuința noastră să facem lucrul ăsta. Dar eu mă gândesc mereu la cei tineri, și aici vorbește profesorul din mine, pentru că stau să mă întreb dacă mai e Călinescu sau orice alt scriitor o miză pentru ei. Avem ChatGPT, nu? La ce să mai citească ei volumele scoase, să zicem, la Fundația Academiei, nu? Sub coordonarea profesorului Eugen Simion, ediția asta formidabilă făcută, să zicem, de Nicolae Mecu și colectivul de cercetători de acolo, câtă vreme e foarte, foarte ușor să tastezi acolo, să întrebi care-i treaba cu, nu știu, universul poeziei sau care-i concepția lui Călinescu despre orice alt scriitor sau etc. Și atunci cred că avem o, e nevoie de o anumită contextualizare. Să vedem, bun, noi îl citim, noi am crescut cu Călinescu, cum spunea și, și Șerban, încă din liceu eu eram înnebunit după formulările astea impresionist bombastice. Călinescu are savoarea lui, critica lui e de fapt o proză de idei, cum spuneați dumneavoastră, scriitorii lui, scriitorii pe care ni livrează el sunt de fapt adevărate personaje, pentru că el bagă și un pic de ficțiune acolo unde lipsește documentul. Călinescu a aplicat o rețetă, bun, erudiția lui este incontestabilă, nu are rost să reluăm lucrurile astea știute, ci altceva vreau eu să spun. Pentru noi, da, lucrurile astea contau pentru că noi ne-am format într-o altă epocă, noi venim dintr-o lume cu alte deprinderi, apropo de Galaxia Gutenberg și de schimbările care se produc foarte, foarte accelerat astăzi, așa încât nu știu dacă tinerii de 15 ani, elevii, studenții se vor mai duce la sau îl vor reciti pe Călinescu, pentru că nu știu dacă Călinescu sau orice alt critic mai e pentru ei o miză. Da, acum, având la îndemână instrumentele astea lor, le e foarte comod să caute informația rapid, chit că informația asta e riscantă. Tocmai, domnul Faciu, tocmai mi-a arătat Florina acum atestat un pic roboțelul ăsta și l-a întrebat cine este Florina Pârjol. Ce credeți că i-a răspuns robotul? Că Florina Pârjol a scris romanul Iorgu, prezentat de Adrian Jicu. Așadar, trebuie să fim foarte atenți și la tehnologia asta, care e de fapt iluzorie. Sigur, nu, ea, ea e înșelătoare în sensul că e foarte facil accesul. Da, ai tastat, ai primit. Dar cine îți garantează că ceea ce ai primit este corect? Și doi, bun, să zicem că primești o informație corectă, pentru că algoritmii ăștia se perfecționează în foarte scurt timp, nu știu, nu, mi-e greu să spun în câți ani, dar se vor pune la punct toate filtrele astea, adică algoritmul se va îmbunătăți și ne va da răspunsurile corecte. Problema e ce facem cu ele. Câte vreme noi nu le filtrăm, noi nu le înțelegem, noi nu le n-ajungem noi la adevărul ăla. Noi vom primi așa niște pilule de informații. Ce facem cu ele câtă vreme noi nu le înțelegem? Asta e marea problemă. Acum, ca să mă întorc la Călinescu, cum îl văd eu astăzi sau cum îl recitesc? Zilele astea m-am uitat din nou pe publicistica lui, care mi se pare foarte, foarte relevantă, dincolo de cărțile lui mari de istorie literară, de critică literară, de teorie, de romanele lui, de tot ceea ce știm. În ultimii ani mă interesează tot mai mult omul din spatele cărților, relația asta biografie-operă și întotdeauna mă gândesc la Călinescu din perspectiva dramei pe care a trăit-o el, a lumilor prin care a trecut și a felului în care a încercat să reziste. El ilustrează foarte bine vorba aia că nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri. El a fost sub mai multe regimuri și a încercat să facă față acestor provocări. Cazul lui e foarte interesant pentru că a și fost atacat, e la mod, apropo de revizitări după 89, îi se pun în cârcă tot felul de acuzații că a fost că a trădat cauza, că a simpatizat cu noul regim, cu comuniștii, că a făcut tot felul de compromisuri. Cine suntem noi să
să-l judecăm din unghiul ăsta. Eu stau să mă întreb ce a fost în sufletul lui, ce a fost în mintea lui și cum a încercat el să facă față unei istorii brutale care a venit peste el, peste epoca lui, peste generația lui. Să nu uităm că Călinescu nu-i Sadoveanu. Da, Sadoveanu a făcut compromisul clar, s-a ales cu niște avantaje palpabile, cuantificabile. Spuneați dumneavoastră apropo de institutul care i-a fost croit pentru el. Acum nu știu dacă institutul ăla a fost pentru el o pedeapsă sau o binecuvântare. Nu știu dacă nu cumva a fost un exil, un mod... Păi asta zic, nu știu. Sunt foarte multe nuanțe de sau aspecte de discutat. Vă rog. Nu mai ocupă. Vă doresc să fiți pedepsit cum a fost el. Da, n-ar fi rău. Păi asta, problema pe care o văd eu este faptul că el a fost îndepărtat din universitate. Atâta cât am reușit eu să-l înțeleg, pentru el esențial era contactul cu tinerii, cu studenții. Din punctul ăsta de vedere, îl văd ca o pedeapsă. Sigur că el acolo și-a pus în valoare erudiția formidabilă, și-a scris câteva dintre cărțile mari, dar pentru el a fost realmente dramatic faptul că l-au scos din universitate. Pentru că, așa cum mi-au și spus-o oameni care l-au cunoscut, care l-au avut profesori, care l-au ascultat la formidabilele lui cursuri, el acolo de fapt, ăla era Călinescu, el acolo cum să spun, trăia de fapt cursurile alea, nu le preda, el nu era un profesor standard, ci pentru el era esențial dialogul ăsta cu tinerii, era felul lui de a se expune, de a-și etala, nu? Fără asta eu am sentimentul că o parte din personalitatea lui a fost amputată prin exilul ăsta, eu îl văd și ca un exil. Sigur că s-a regăsit până la urmă acolo, s-a împăcat cu ideea, n-avea ce să facă, comuniștii nu te jucai cu ei. El a încercat încă de prin articole din 42-43, când a simțit cam încotro merge războiul, el are pe lângă articolele lui despre scriitori, despre cultură, despre inclusiv alea sociale simpatice, despre higienă, despre săpun, despre purici, despre așa, el începe să scrie, el începe să devine interesat de subiecte politice. Scrie despre Mussolini, scrie pe urmă despre Hitler, după aia face un portret lui Stalin care vorbește despre genialitatea lui, deci el cumva încerca să se poziționeze. Cred că el s-a dorit cumva luat în seamă și a trăit deziluzia asta. Comuniștii au spus: nu, tată, nu, lasă-ne, nu mai avem treabă. Îmi amintesc de clasificarea pe care o face Sorin Alexandrescu când vorbește despre junimiști și spune că acolo erau pe mai multe palieri, mai multe roluri. Erau guvernanții, erau executanții. Călinescu s-ar fi vrut un guvernant, dar comuniștii cred că l-au trimis la executanță, adică la munca de jos, și atunci el a practicat, după părerea mea, un mers pe sârmă, a făcut un joc, nu prea a avut încotro. Ce faci ca intelectual în anii groaznici când vezi cum se schimbă lucrurile sub ochii tăi, când vezi ce presiune există? El a încercat să salveze ceea ce se putea salva și a și reușit-o într-un fel, cu niște costuri pe care nu cred că le putem ști cu exactitate. Repet, ce-o fi fost în mintea lui, ce-o fi fost în sufletul lui când vedea ce se întâmplă, ce a ajuns critica literară sau ce a ajuns literatura în anii aia ai proletcultismului. De asta cred că foarte interesantă și ce ar putea atrage și pe tineri este personalitatea asta, spectacolul ăsta și al ideilor, dar și spectacolul biografic, pentru că să nu uităm că Călinescu e dincolo de scriitorul formidabil, de criticul uriaș, e și un personaj. El nu e doar o personalitate, ci e și un personaj cu lumini și umbre, cu bune și rele. Înțelegerea acestor jocuri pe care le face el mi se pare foarte ispititoare. Numai o secundă. Mai o clipă. Vă rog frumos, haideți să păstrăm oarecare rigoare a... Adică se anunță oarecum. Dați-mi voie să fac numai două precizări vis-a-vis de ceea ce s-a discutat până în acest moment. Lucrurile s-au mutat, au intervenit, nu schimbări, ci mutații în evoluție, inclusiv în critica literară.
fascinația pe care George Călinescu o exercita asupra tuturor este indiscutabilă. El s-a născut cu această spiritualitate dată de ceva divin, dar în același timp a aparținut unor generații educate cu totul altfel. Dacă citim cărțile sale, care sunt pentru literații îndrăgostiți de expresii interesante, de inefabil, ca niște cărți polițiste, poți să citești istoria literaturii române a lui Călinescu ca pe un roman aproape. Este atât de plăcută, de surprinzătoare. Acest lucru duce către impresionism, dar în structura de adâncime a acestor cărți ale lui Călinescu și ale criticilor importanți se află informația pozitivistă, uneori structuralistă, pe care astăzi cu greu o regăsim. Dacă noi îi reproșăm aceste derapaje în imaginar, care de fapt ne fascinează, nu trebuie să uităm că dincolo de ele se află o erudiție care ține de educația secolului care s-au format în felul acesta și este... Pe de altă parte, e greu de gândit ce a fost în sufletul... Nu vom ști niciodată. Vom putea doar bănui. Știu, de pildă, că în perioada aceea Monica Lovinescu, la Europa Liberă, vorbea despre George Călinescu și despre Tudor Vianu sub sintagma văduvele vesele ale literaturii române. Ce ar fi însemnat acest lucru? Un reproș că ei nu au vrut să intre în închisoare, că au ales altă variantă, că n-au murit, cum s-a întâmplat cu alții. Nu știu dacă noi putem să judecăm aceste lucruri. Putem. Nu știu dacă avem într-o anume măsură sau în ce măsură putem lua niște decizii în numele lor. Iar cât privește recitirea lui Călinescu astăzi, în anul 2019, Viața Românească a organizat o dezbatere, acum așa se numesc, ce mai rămâne din Călinescu. Vă pot da și lista celor care au răspuns, dar vreau să vă atrag atenția că deja din titlu lucrurile erau spuse, ca să mă exprim așa. Am să aleg formula unui moment poetic, de liniște, pentru că în fervoarea care s-a discutat până acum, se știe că Călinescu a fost și poet și am să rog pe colega noastră, doamna Iuliana Barna, de la Universitatea din Galați, care va fi prezentă la zilele Călinescu, colegiul de la... zilele Institutului, scuzați-mă, colegiul de la București, de pe 18-19, anul curent, cu o astfel de comunicare, dar de asta însă vă rog să intrați în aerul acesta colovial și nu de comunicator științific. Mulțumesc. Am să încerc să fiu lacunară. Parcă a simțit domnul profesor că aș fi vrut să spun și eu vreo două cuvinte și să cumva să fiu și în asentimentul domnului profesor atunci când s-a raportat la tinerii din ziua de astăzi. Și la faptul că de ce l-am mai cunoaște astăzi pe Călinescu, am să pun cumva ca poziție o situație de la curs în care spuneam studenților mei la literatura exilului despre astăzi facem Călinescu. Toți așa mirați au întrebat, dar ce Călinescu a fost exilat? Și le-am spus, sigur o formă de autoexil a fost, pentru că nu poți să exilezi în literatură fără să te autoexilezi. Zic, nu, despre Matei Călinescu vorbim și el, la rândul lui, a fost și prozator, și memorialist, și teoretician. Dar, fiind pedagog, am încercat să relaționez altfel cu ei. Și am zis, știți, Călinescu a fost și, după părerea mea, încă rămâne o personalitate proteică. Este multilateral, multidistributiv. Știm că a fost și prozator, dramaturg, istoric, critic. Iată, și poet, și profesor universitar.
și ne impresionează. Și întrebarea lor a fost poet, deci nu știau că Călinescu, că acest George Călinescu, G. Călinescu a fost poet. Și zic, da, a fost poet. Și chiar un poet, zic eu, jucăuș, pentru că teoreticianul nu se împacă cu poetul. Este o altă perspectivă asupra poeziei, da? Știm noi că poetul Călinescu, spuneam, care îl trădează pe estet, spune despre poezie că este definită ca un mod ceremonial ineficient de a comunica iraționalul, este forma goală a activității intelectuale. Ori Călinescu nu eludează ideea aceasta de joc, dar în poezia sa, și o să vedem, chiar jocul liric este ilustrat. Și am să vă dau un exemplu din poezia Contraste, unde el devine personajul propriilor poezii, așa cum vom vedea, o poezie scrisă în distihuri în care se autodefinește. În viață am fost plin de contraste, cu zile albe sau nefaste. Am fost centaur în poeni și o șopârlă între buruieni. O sepie stropind cu tuș, un alb pe mare pescăruș, ostaș purtând sabia grea, curtean în mână cola lea, suav, o secundă, ca îngerii din rai, războinic ca un samurai, un sfânt Francisc smerit sub glugă, Atila, neclintit la rugă, gânguitor ca turturica, impenetrabil ca pisica, cuprins de flăcări ca pădurea, tăios și rece ca securea, tumultoasă cataractă, bazin de marmură compactă, sofist ironic din Elada și așa mai departe, ca să nu vă plictisesc. Și o să vedem că într-o altă poezie, numită Laudă materiei, la fel, aspectul acesta legat de mai degrabă poemul ca laudă a materiei nu relevă ceea ce spunea Călinescu, iraționalul sau incomunicabilul, ce mai degrabă prezintă obiectele într-o formă obiectivă, clară, rațională. Vulcanic falnic de tună, cântă safirele clare, în aer frunzele sună, grindina vine călare, elefanții trec cu trompă groasă, armăsarii pe câmpuri zburdă, tresaltă țărână voioasă, cârțiță oarbă și surdă, de cimitir nu se teme, fluturul ce-n aer scrie, din morți răsar crizanteme, greierii cântă în sicrie, căldura se împacă cu gerul, zvâcnind materia crește, de păsări se întunecă cerul, balta se umple de pește. Deci, cum vedem, poeziile lui Călinescu mai degrabă sunt exemplificări lirice ale unor învățături, a unor principii, a unor formule. Și de aici spunea Zoe Dumitrescu Bușulenca că mai degrabă avem o poezie care are mai degrabă un aer didacticist. Și cred că și acest lucru este important. Să cunoaștem că și prin asta Călinescu, George Călinescu, poate fi actual. Vă mulțumesc. Acum, lucrurile s-au așezat destul de bine, în sensul că în discuție, în continuare, au rămas contemporanul lui G. Călinescu și generația mai tânără, care totdeauna a fost caracterizată de sintagma tinerii furioși. Asta, mă rog, acum cu diferențele acestea de gen, care se mai șterg, putem spune oricum. Da. Ideea în sine este aceea că aștept puncte de vedere extrem de incitante și
Nu, înainte însă de a răspunde oarecum observații făcute de către domnul profesor Jicu, referitor la sincopa, sincopa este impropriu spus, la pauza de generații aflată aici și la problema pusă în fața tinerilor care cum să-l cunoască pe... Noi avem un sistem de educație. În cadrul sistemului de educație există autori canonici. G. Călinescu ar trebui să fie un autor canonic. Din păcate, nu. Este privit probabil doar ca prozator. Nu-mi dau seama foarte exact, că nu mai cunosc manualele de liceu. Poftiți? Nu, numai o secundă. Deci o problemă a discuției noastre uneori se referă și la definirea termenilor. Vreau să trebuie să-mi spuneți, definește canonic. Și atunci aș fi definit altfel. Profesor de la Universitatea din Viena, Metzeltin se numește, a scris un amplu studiu despre canonul european. Încercând, demonstrând în primul rând că nu există un canon european, pentru că literaturile fiind naționale nu avem o literatură europeană. Dar a teoretizat extrem de interesant cu privire la cum se creează un canon național și cum se dezvoltă el. Acolo se află destule multe aspecte și elemente cu care, oricât de tineri și de furioși ați fi, veți fi totuși de acord. Dacă vreți, eu vă pot pune la dispoziție, a apărut în caiete critice sub formă de serial textul acesta și este extrem de instructiv pentru parcursul, pentru direcția, n-a spune necesară, ci direcția pozitivistă în astfel de cercetări. Am să las mai la urmă intervenția în dezbaterea aceasta a domnului Ionel Oprișan ca să cunoaștem opiniile celor trei grații, furioase sau nefurioase? Din ce în ce mai puțin furioase. Bună ziua! Mă bucur să fiu acasă la Onești și să vorbesc despre Călinescu, iată, cu care am crescut și eu, la fel ca distinșii mei colegi, într-o vreme în care, firește, lucrurile stăteau altfel decât astăzi, aveam bibliotecă și atât, ne duceam la critică și făceam tot posibilul să ne căutăm calea în bibliotecă, unii dintre noi pe cont propriu, alții cu profesorii alături, după caz, fiecare cu norocul lui. Astăzi mă întorc la Onești și mă întorc și ca profesor, nu numai ca om care scria odinioară despre cărți sau care, da, mai scrie din când în când, ca profesor de liceu și ca profesor care trebuie să predea unul din romanele lui Călinescu, Enigma Otiliei. Sigur că noi am făcut încercări cumva să ne ducem și în altă direcție. De pildă, în clasa nouă am încercat să facem cartea anunții, ceea ce n-a fost rău, adică a mers, a fost un experiment reușit. Dar în clasa 11-a, când facem Enigma Otiliei, atunci avem timp să zăbovim asupra romanului și să-l citim din el, în primul rând, pentru că tinerilor de astăzi le lipsește obișnuința lecturii și atunci mai facem și astăzi decupaje și mai citim împreună. E unul din romanele care, nu fără justificare, le place copiilor. Adică e un față de Sadoveanu, de pildă, pe care îl gustă mai puțin, sau față de Rebreanu, pe care îl gustă aproape, nu-l gustă aproape deloc. Călinescu are bile albe la capitolul ăsta, copiii îl citesc cu plăcere, poate pentru că acolo e și o poveste de iubire și e și un mediu citadin și sunt niște lucruri care cumva
li se par lor mai apropiate de universul în care trăiesc. Dar surpriza mea plăcută e un roman care place și pe care îl discutăm și înfocat uneori și dezbatem și încercăm să vedem care e misterul din spatele Otilii și dacă există un mister și așa mai departe. E complicat să predai literatură, constat, pentru că eu am predat câțiva ani la literele bucureștene, dar cumva într-o altă direcție. Țineam acolo cursuri și seminare de istoria mentalităților, de antropologie culturală. Scăpasem cumva din sfera asta a literaturii române. M-am întors la literatura română și m-am întors, iată, fiind eu însă-mi nu nevoit, da, pusă în situația de a reciti clasicii literaturii române și de a-i citi cu ochii de la 40 și ceea ce e cu totul altceva decât lecturile din studenție și decât lecturile din liceu. Altfel, despre criticul G. Călinescu nu prea se vorbește în liceu sau se vorbește așa în măsura în care mai amintim câte un citat sau câte, da, ce a zis Călinescu, ce a zis Lovinescu, ce a zis Manolescu mai aproape de zilele noastre, dar copiii n-au un capitol despre Călinescu. Se vorbește despre Lovinescu și despre Maiorescu, într-adevăr, sunt lecții dedicate despre Junime și despre Zburătorul, dar nu se vorbește despre Călinescu critic, ceea ce, sigur, e păcat. Poate vorbim un pic atunci când facem Eminescu, că vorbim despre cartea amintită aici, a lui Călinescu. Dar în rest, din nefericire, nu, copiii nu mai știu cine e Călinescu. Văd uneori obiectul pe care îl aducem de la bibliotecă, acea istorie monumentală, și fac ochii mari, pentru că, da, prima întrebare pe care o pun e cine a putut să scrie o carte de dimensiunile astea? Adică pentru ei e aproape, da, neverosimil ca cineva să fi petrecut atâta timp scriind, alcătuind o literatură. Da, da, era. Era mai tânăr. Păi când? 1941? Era 45 de ani. Deci, da, când 1900 e născut, are, nu mai știu, 1900. În 1899, da, 1899. Cred că și Ștefania are o experiență similară, nu știu. Publicistică am mai citit și eu, am recitit și eu în ultima vreme. E un text despre romantism și clasicism, romanticul și clasicul pe care îl duc elevilor la școală și îl se pare savuros cum reușește Călinescu, condeiul lui magnific, să facă distinția între romantic și clasic și le place fragmentul ăla și îl citim cu plăcere și cumva le clarifică distanța asta dintre romantic și clasic. Ștefania, cum ziceam, are, cred că, o experiență similară, pentru că și ea lucrează în particular cu copiii și lucrează și are. Imediat o să vă dau cuvântul, dar eu sunt centrala prin care trec, ca zic așa, mi se pare, oricum, voiam să o anunț pe doamna Ștefania Mihalache, uneori și Dragoman, care este. Dar, înainte de a-i da cuvântul, vreau să lansez o provocare. Provocarea se adresează, evident, tuturor. În perioada la care ne referim, în perioada de tinerețe acestui critic, de fapt mă refer la generația sa, s-au detașat câteva personalități și unele au căpătat supranume. De pildă, toată lumea știe că Șerban Cioculescu era supranumit Șerban cel Rău, pentru că era extrem de caustic în tot ceea ce spunea. Dimpotrivă, Perpesicius avea un alt tip de critică. Orice volum care îi pica sub mână, dacă avea o cât de mică valoare, în jurul acelui punct de valoare, el crea o montură din aceasta superbă de erudiție clasică și modernă,
în așa fel încât supranumele care îi s-ar potrivi ar fi Dumitru cel Bun. Deci avem o dată Șerban cel Rău, Dumitru cel Bun. Provocarea este cum, ce sintagmă ați găsit pentru Jekyll Inescu și acum îi dau cuvântul colegii mele, doamna Mihala. Bună ziua! Păi, dar s-a găsit deja, nu este el divinul critic? Ce ne mai trebuie? Depinde... Sau vorba lui Șerban, mizantropul optimist sau optimistul mizantrop? Dați-mi voie, nu știu, așa. Da. Atenție la cuvântul divin, mai ales în zona Moldovei. Dimpotrivă, mă gândesc că e bine primit. Așa, în fine. Da, luând un pic legătura de la... De ce în zona Moldovei, vă rog? Explicația pur divinistă. Da, bine, dacă nu aveți umor, îmi fac mea culpa. Nu avem nimic, dar au fost și eu pe aici niște neapărstente, care, mă rog, da, mă trebuie doar să nu nimic. Da, cumva preluând legătura de la Florina Pârjol, am și eu experiență de predat, să zicem, Enigma Otiliei, dar eu acolo mă regăsesc mai mult în situația în care, fără să, nu știu, adică nu pot zic fără să vreau să pun problema faptului că Otilia, ca personaj, nu are o voce. Și pentru noi, în zilele acestea, apropo de recitiri, dacă vezi într-o grilă, na, ideologic, nu ideologic, dar feministă, într-un fel sau altul, încep să, întotdeauna când predai literatura, o literatură română în care, apropo, nu este nicio scriitoare femeie în programa de la BAC, de la Bacalaureat, atunci, na, cumva te simți, simți că e cumva de datoria ta să pui anumite accente și pe zona asta, dar e explicabil, adică pe vremea lui Călinescu, ăsta era statutul și al femeilor scriitoare și al femeilor în general. Nu prea poți, adică le explic copiilor că, sigur, astăzi poate că nu mai este neapărat acceptabil ca un personaj feminin să nu aibă o voce, să fie reflectat, poliedric, cum se zice în critica asta de școală, și că poate nu mai este neapărat în regulă să fie așa, dar că, nu-i așa, contextualizând, în vremea lui Călinescu, asta nu ar fi neapărat o culpă și Otilia, misterul ei este de fapt tocmai acesta, faptul că se află la intersecția mai multor priviri. Lăsând asta și revenind la recitirea lui Călinescu, pot să vă spun cam cum am încercat eu să pun zilele astea problema gândindu-mă la asta. M-am uitat pe Goodreads, unde scrinul negru are 4,22 puncte din cam 39 sau 40 de lecturi. Deci vreau să vă spun că din acest punct de vedere stă destul de bine, pentru că sunt romane actuale, sunt romane contemporane apărute de curând care nu au atât, care au 3 steluțe, care au, mă rog, înțelegeți ce vreau să zic. Cumva m-a surprins lucrul ăsta și am citit și o recenzie a unuia dintre cititori, cel care îi dăduse 5 stele, și spunea că pe el l-a interesat la scrinul negru exact partea asta de trecere de la un regim politic la altul. Deci momentul ăsta al apusului aristocrației și instaurării regimului comunist, l-a interesat felul în care asta se vede într-o grilă de roman. Pentru că noi, desigur, putem obține aceste informații din istorie, din o grămadă de alte tipuri de discursuri, dar ceea ce aduce în plus, nu-i așa, proza bună și literatura de totdeauna, aduce zona asta de umanitate, de umanizare a fenomenelor și felul în care ele sunt tratate prin grila unui personaj este cu totul altceva decât felul în care ne va da oricând inteligența artificială răspunsul la întrebarea asta. De exemplu, cum a fost la trecerea de la un regim politic la altul.
Ce mi-a plăcut însă, ce mi-a plăcut mie recitind puțin Scrinul Negru și de fapt ce idee mi-a venit recitind Scrinul Negru a fost că începutul ăsta este fabulos cu această gașcă de aristocrați, foști aristocrați, jerpeliți, care mai de care în cele mai rămăsese de prin averile lor spulberate și redirecționate către clasa muncitoare. Și cum se duc ei către înmormântare, este înmormântarea prințesei Hangerliu, parcă, și merg așa ca o ceată de exilați, cu sacoșelele, dar în același timp toți nemaipomeniți de demni, schimbând cuvinte în franceză, deși practic își trau pe pământ niște călțări peticite și așa mai departe, schimbând cuvinte în franceză, păstrându-și postura. Și dacă stai să te gândești un pic doar din punctul ăsta de vedere, mie, cum să zic, eu mă gândeam, de ce să te repezi să-l consideri pe Călinescu un colaborator al comuniștilor, când dacă te gândești numai la descrierea asta, îți pare de-a dreptul clasist. Adică te gândești, măi, omul ăsta ținea cu clasa aia, cu clasa de aristocrați, pentru că atât de frumos o descrie și atât de dragi sunt ei în declinul lor, așa am văzut eu acum prin grila mea de acum de lectură, atât de dragi sunt în declinul lor, încât nu poți decât să zici că nu, era mai mult, cred că în sufletul lui rămăsese clar pe partea cealaltă. Dincolo de chestia asta, Călinescu recitit, el a avut parte, nu știu, adică și posteritatea lui mi se pare că a fost la fel de chinuită ca și antumitatea lui, ca să zic așa. Pentru că a trecut, după ce că a fost îndepărtat la un moment dat chiar de comuniști, după aceea acuzat că a pactizat cu comuniștii, mai vine și 1989, când regândim canonul estetic și autonomia esteticului și iară sunt alții, cum ar fi Gheorghe Grigurcu și Al George și cine mai era, care iară se hotărăsc și ei să dea de pământ cu posteritatea lui Călinescu. Deci lucrurile în ce-l privește au fost mereu cumva efervescente și cu siguranță nu întâmplător. Apoi mai vin totuși niște critici așezați, cum este de exemplu Andrei Terian și scrie A cincea esență, și acolo lucrurile mi se par foarte, foarte bine filtrate și puse la punct într-o carte cel puțin, deci, ambițioasă și calitativ și cantitativ și în toate felurile. Deci cine dorește să-l recitească pe Călinescu, eu cred pe Călinescu, da, nu doar critic, pe Călinescu ar putea să citească această carte, pentru că este realmente iluminatoare în multe feluri. Și ca atare, asta cred că el de fapt poate de-abia acum are o șansă la o posteritate mai așezată și mai, sperăm, mai liniștită. Bun, n-are, îmi pare rău, n-are nici acum. Da, e și asta adevărat, că de fapt cu cât este ceva mai controversat, cu atât mai bine. Dar uite, conflictul în studiul 65, am vorbit afișată, da. Gazeta toate așa, care erau atunci, anticălinistii, cei și anticălinistii, ne-au sărit. Sigur. Bine, sigur, sunt tot felul de farse ale istoriei și ale memoriei culturii. Cel mai devotat călinescian Adrian Marinov nota în jurnal ce nota și așa, după un an de timp, în 2010, vedem cât de mult l-a urât pe G. Călinescu, cât și cum și care a fost părerea lui adevărată despre el. Acum nu știu dacă e părerea adevărată sau alimentată de propriile frustrări ale lui Marinov. Cred că chiar și ura și părerea cred că au fost redimensionate la Adrian Marinov. Apropo de asta, ca să îmi închei eu intervenția, că am notasem un citat foarte, foarte fain din Ana Blandiana, care scria în Contemporanul la 1970, deci la 5 ani după moartea lui Călinescu, și scria așa, și e cumva fix ce ziceți voi: la 5 ani de la moarte, George Călinescu este iubit și urât ca un om viu. Ce-și poate dori mai mult, o umbră? Voilà. Cu acestea am încheiat. Înainte de a vă da cuvântul, domnul profesor, vreau doar să
precizez, veți spune, fiți fără. A, s-a mers în direcția aceasta și, într-adevăr, domnul Oprișan este autorul unei cărți cu privire la ce s-a întâmplat cu viața secretă a lui Călinescu. O să vă spun imediat, dar ca să răspund colegilor mei, există această tentație vizibilă de a judeca lucrurile maniheist, alb sau negru. Ori, dacă e să ne luăm după starea vremii, trebuie să recunoaștem că cerul poate fi senin, înnorat, dar și cu nori și, în același timp, parțial senin. Așa, așa este, până la urmă, realitatea. Intenția mea era ca la urmă să-l invit pe domnul profesor Oprișan, dar îi dăm cuvântul acum că îl văd nerăbdător. Da, nu că sunt nerăbdător, dar observ că ne-am cantonat într-o direcție și nu e bine, pentru că noi sărbătorim două personalități astăzi. Și atunci despre Eminescu nu s-a spus absolut sau aproape nimica. Vreau să vă dezvălui o experiență pe care eu am trăit-o și pe care și la capătul căruia a trebuit să mă predau cu arme cu tot. Este vorba despre proiectul pe care mi l-am făcut de a ajunge la Călinescu prin ce s-a întâmplat înainte de Călinescu cu receptarea critică a operei lui Eminescu. Și în acest sens am inițiat la editura Seculum un corpus de lucrări care au început cu secolul XVIII, am trecut în secolul XIX, pardon, în secolul XIX începând și în secolul XX pe urmă, și am ajuns până în anul 1924, publicând sub titlul Corpusul receptării critice a operei lui Eminescu, în jur de 30 de volume. Vreau să spun că aceste 30 de volume se află aproape în integralitatea lor, cu excepția celor mai vechi care, mă rog, s-au mai vândut la început, dar pe urmă nu s-a mai vândut și a trebuit să abandonez aceasta din motive comerciale, pentru că facem o lucrare care e necesară. Și cred că ar fi ușor pentru fiecare dintre dumneavoastră care vă ocupați de Eminescu ca să scoateți din bibliotecă sau unde țineți cărțile anul cu tare, anul cu tare, să vedeți în ce măsură a fost divinizat sau curs de divinizare, divinizat opera lui Eminescu și să trageți niște concluzii. Dar cui publicăm noi, celor 10, 15, 20, hai zicem 50 de persoane care cumpără aceste cărți, pentru că noi le avem în stive acolo la depozit și nu mai întreabă nimeni de ele astăzi. Atunci, care este, eu știu, profunzimea receptării unor scriitori? Chiar cazul lui Călinescu, ca să nu vorbim de Eminescu, pe care toți îl divinizăm și care, mă rog, sigur, într-o măsură sau mai altă, mai mică sau mai mare, cei mai mulți dintre cei care sunt aici au citit câte ceva din el. Dar ca să aprofundeze opera lui, eu știu, chiar dacă sunt cercetător la niște institute sau chiar dacă sunt profesor, sunt foarte rare aceste cazuri. Probabil că aici sunt și se vor mai mulți, să fie, hai zicem, 100 în țara asta, dar cu 100 de oameni nu menținem flacăra aia care trebuie să ardă în continuu și să se extindă dacă se poate. Aceste lucruri am vrut să vi le spun și să vă rog să spunem și altceva, când de Călinescu, de ieri până acum tot despre Călinescu am vorbit, dar Eminescu nu l-am abordat deloc. Vă mulțumim. Am să vă invit, domnule profesor, să luați cuvântul. Da. Vă rog. Da. Vreau să fac un mic exercițiu, dacă se poate, și scurt și foarte concret.
tema noastră, Călinescu recitit. Călinescu recitit nu neapărat de către noi cititorii de rând. Voi da trei din trei autori diferiți și dacă doriți puteți să recunoașteți autorii și să găsiți asemănări sau deosebiri. Primul citat. Nu au o anumită ordine. Sau, mă rog, în mintea mea au. Primul citat. Cioran este, fără îndoială, unul dintre cei mai străluciți stilizatori ai disperării. În scrierile sale, el transformă angoasa existențială într-o formă de artă literară, reușind să fascineze și să tulbure cititorul prin forța ideilor și eleganța expresiei. 6 rânduri pe telefonul meu. Mai stăm puțin. Al doilea citat. Tot despre Cioran, evident că Cioran este un moralist fără iluzie. Un sceptic care își exprimă neliniștile într-un stil lapidar și aforistic. Opera lui, deși marcată de pesimism, este impregnată de o vitalitate paradoxală, care o face nu doar suportabilă, ci și fascinantă. 6 rânduri. Și ultimele 6 rânduri, ultimul citat. Emil Cioran este un spirit înclinat spre idei catastrofice, un gânditor care a făcut din suferință o formă de existență. Scrisul său, concentrat și incisiv, reflectă o minte care s-a familiarizat cu abisul și care transformă disperarea în literatură de o extraordinară intensitate. Trei autori diferiți. Aveți vreo idee? Am auzit o părere? Nu este obligatoriu să răspundeți. Dacă nu doriți, evident. Mai ales că n-am niciun merit în a identifica autorii. Eu am cerut domnului ChatGPT să-mi dea citate, nu păreri. Am cerut și păreri, dar nu vi le spun acum pentru că lungim. Exercițiul este foarte interesant. Odată am cerut, cum am spus, ce scrie Călinescu despre Cioran? Altă întrebare a fost ce scrie Alex Ștefănescu despre Cioran și ce scrie Nicolae Manulescu despre Cioran. Am primit răspunsurile. Acelea sunt de citit în altă parte. Vă las plăcerea. Ulterior am spus, citat din respectivii trei, în ordinea mea. Citat din Călinescu, citat din Alex Ștefănescu, citat din Manulescu. Eu am citit așa, în ordine. Primul a fost din Alex Ștefănescu, al doilea din Nicolae Manulescu și al treilea din Călinescu, evident. Sigur că diferențe de perspectivă există. Minime. Eu personal nu am o memorie auditivă fenomenală, ba chiar deloc, așa încât nu știu dacă dumneavoastră ați putea acum să spuneți dacă e adevărat sau nu. Dar textele le pot publica, evident, pe pagina fundației, tocmai pentru a se vedea că, în esență, cei trei critici spun același lucru. Și într-un număr de cuvinte extraordinar de apropiat. La aceasta am vrut să mă refer, e un mic aspect. Atunci când am propus tema Călinescu recitit. Nu neapărat de către elevi, de către noi cititorii obișnuiți, ci de către înșiși criticii. Pentru că se spune, Cutare este un critic călineștian. Sigur, evident, nu știu cât e de relevantă această afirmație. Nu știu cât s-ar autodefini, nu mai avem posibilitatea să întrebăm pe Alex Ștefănescu și pe Nicolae Manulescu dacă ei sunt sau nu critici călineștieni. Despre criticii călineștieni sau necălineștieni s-a tot scris. Cred că etichetele sunt prea puțin importante în fața textelor. Și asta am vrut să provoc prin acest exercițiu. Călinescu este recitit la fiecare, cu fiecare autor care scrie pro sau contra, neimportant, după mina mea părere, dacă este pro sau contra, mai ales că, apropo de canonic, iarăși cred că este totalmente nerelevant, dacă, sau irelevant, cum s-o fi spunând, dacă un scriitor este sau nu considerat canonic. În viața de toate zilele, literatura este distrusă sistematic, tocmai de canonizare.
Dacă vrem să moară un autor, îl punem în programa de BAC și l-am terminat. Chiar și Cărtărescu spunea la un moment dat că e fericit că n-a ajuns acolo, încă. Dar, mă rog, cam atât a fost intervenția mea. Vă mulțumesc! Nu avem timp. Vă rog, eu gestionez timpul și, din păcate, nu avem timp. Domnul profesor, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Da, nu, vă rog foarte mult. Păi, tocmai, în numele politeții, haideți să respectăm programul. Are cuvântul un critic de la Iași. Criticii de la Iași au nume foarte percutante. Cutitaru, Pârjol, sunt nume foarte bune pentru critica literară. Dar, scuzați-mă, cred că nu pe dumneavoastră trebuie. Da. Da. Doamnă, vă rog, scuzați-mă. Apropo de ce spunea Ștefania, că l-a căutat pe G. Călinescu, pe Goodreads, eu am făcut un exercițiu dimineața asta și am căutat, încercând să reîmprospătez niște informații, am căutat niște articole pe Google Academic și am căutat numele sub diverse forme. Am căutat G. Călinescu, G. Călinescu fără punct, George Călinescu, ca să-mi dau seama că din 7 pagini de articole științifice, majoritatea erau ale unui G. Călinescu, un inginer din Australia, și aproape nimic de George Călinescu. Ok, trecând peste această mică glumă, eu cred că am căutat, să știți, și a fost același rezultat. Deci am încercat cu toate formulele. Cred că mai mult decât cum îl recitim pe Călinescu, întrebarea ar trebui să fie cât de actual mai este Călinescu, de fapt. Pentru că s-a menționat istoria literaturii contemporane scrisă de Mihai Iovanel în 2021, dacă nu mă înșel. Mihai Iovanel Da, o secundă că mi-am notat exact ca să știu să... Bun, deci Mihai Iovanel îl desființează pe Călinescu sub diverse forme, argumentul său principal fiind acela că, deși istoricii literari acordă o importanță deosebită ideologiei, rasismul lui Călinescu pare să nu deranjeze totuși pe nimeni. Acesta fiind unul din multele argumente pe care le are Iovanel împotriva lui Călinescu. Eu cred că grila actuală de lectură este nu atât aspră cât nejustificată pentru Călinescu, pentru că dacă refuzăm să-i acordăm unui istoric literar, unui critic, unui teoretician, să-i acordăm credit să se dezvolte în propriul său context al perioadei în care scrie ceea ce scrie și ne bazăm întreaga judecată de lectură pe niște grile mult mai agresive decât își propun să fie, pentru că ele își propun să fie deschise către cititori, să pună accent pe adevăratele probleme. Nu cred că asta îl face pe Călinescu mai puțin actual. Cu atât mai mult, cred că să fii actual înseamnă nu să te pliezi pe aceste grile de lectură extrem contemporane, ca să le numesc așa, ci tocmai să reziști acestor grile de lectură și celor care vor urma după ele.
Acum, ca un fel de concluzie, ce se poate spune este că nu trebuie să vorbim despre George Călinescu și actualitatea sa ca și cum ar fi unul dintre scriitorii recent publicați, care aparține acestei generații și care trăiește, evident, își trăiește și viața și opera în același timp. George Călinescu rămâne în istoria literaturii într-un patrimoniu care este de actualitate. Este ca un obiect de muzeu pe de o parte, iar pe de altă parte este un element al tradiției, al culturii în contemporaneitate. Și în sensul acesta, noi nu putem face abstracție de George Călinescu, așa cum, de pildă, colegul meu de la Institut Iovanel a încercat să-l culpabilizeze pentru niște chestiuni care abia astăzi se discută la nivelul acesta. La fel s-a întâmplat și cu Eminescu, neștiindu-se că, de fapt, xenofobia lui Eminescu nu era numai a lui, era a veacului și că se regăsește la mulți alți scriitori, dar nu vreau să deviez. Eu cred că asta ar fi concluzia pe care trebuie să o tragem. Actualitatea lui stă în valoarea perenă pe care o are, ca un element de care cultura și literatura română nu se poate desprinde. Demonstrația este făcută la dumneavoastră, la Onești, prin acest festival care ține de atâtea decenii și există indiscutabil și meritul celui care l-a inițiat de a fi știut să aleagă o astfel de personalitate care este o stea pe firmamentul românesc, continuă să strălucească indiferent că vrem noi unii sau alții care ne poziționăm în funcție de contextele în care trăim, de educația și, dacă vreți, de ceea ce am citit, de o mulțime de lucruri care, adunate împreună, pot să formeze un haos sau o armonie culturală. După opinia mea, astăzi suntem mai puțin prezenți într-o zonă de armonie culturală, pentru că, vedeți dumneavoastră, în 1920, România Mare, la scurt timp după România Mare, literatura română, prin reprezentanții critici, poeți, prozatori din interbelic, se racordează la literatura europeană. Nu avem niciun pic de complexe față de marea literatură europeană, marea literatură română interbelică. Vine momentul 45-47, cu anii negri, cu deceniile primul deceniu negru, și după 60, chiar în sub dictatura comunistă, se naște o nouă generație care se racordează la cine? La literatura sau la generația literaturii interbelice. Au trecut de la Revoluție 30 și ceva de ani. Unde este ceea ce ar fi trebuit să fie o continuitate? Nu dau acest răspuns și nici nu fac acuzații. Contextele trebuie să judecate, aduse, mă rog, în față, de așa natură încât să răspundem astăzi la o întrebare care pare firească. S-au pierdut acești ani sau încă nu am găsit valorile pe care să le consacrăm? Eu vă mulțumesc foarte mult și încă o dată vreau să vă cer scuze, pentru că există o vorbă. Dumneavoastră, în materie de umor, nu știți de glumă. Eu am glumit, să știți. Nu, n-a fost nicio intenție de a vă jigni. Nu cred asta. Dragi oneșteni, aveți multe de spus și ne bucurăm că s-a reluat șirul activităților fundației, pentru că noi trebuie să ne mai întâlnim, să vorbim. Acum am lăsat prioritate musafirilor,
ce ne făceam dacă erau de două ori mai mulți. Noroc cu ziua Eminescu, care a mai ne-a furat din participanți pe la Ipotești, pe la Botoșani. Încercăm să fim politicoși față de musafirii noștri și să ne încadrăm. Am zis că nu, undeva pe la ora 1 să fim cu totul gata, să nu vă ținem peste prânz, cumva. Eu doar atâta vreau să spun, Călinescu al meu, vorba lui Liceanu cu Iisus al meu, e modern. Eu sunt deosebit de încântată de limbajul, care este extrem de modern, că dacă la Cantemir sunt neologisme care n-au fost viabile și e greu să-l citești, la Călinescu în 40, ce era super neologic, acum e firesc, e natural, e limbajul intelectualului modern. Și cel de-al doilea exemplu e că atunci când a fost vorba de Enigma Otiliei, când citim pagina aceea când face Costache atacul cerebral și năvălește Aglaie ca un comandant de vapor cu toată familia, e o pagină de teatru. Personajul e scris de la capăt cu litere mari și e teatru absurdului în 1938. Da? Teatru absurdului. Adică Vasiliad zice ceva de pacienți, Aurica zice de că nu se mărită și așa, Stănică zice aduceți niște salam și tăiați felii mai groase să simți că muști. Fiecare vorbește altceva, ei nu vorbesc între ei oamenii, dar toți vorbesc, deci e savuros și să știți că îl citim. Deci, dumnealor cei tineri îl citesc, noi îl recitim. Așa că, inclusiv din istoria literaturii, nu știu dacă un prieten al meu, Christopher, vă mai dădeam să citiți din istoria literaturii române. Ei, de vreo câțiva nu mai dau, că s-au schimbat lucrurile, nu mai merge. Da, cu scuze și cu iertare că nu v-am lăsat să vă desfășurați, mai avem niște puncte care sunt importante. Vă promit 10 minute, cred că și mai puțin, dacă Andrei mă ajut să pui imaginile. Eu doar vă spun două cuvinte. Ne-am propus să evocăm o personalitate deosebită. Sunt aici oameni care știu despre ce vorbesc. E vorba despre profesorul Dumitru Irimia. Ne-a fost unora dintre noi profesor și ne-a format. De ce? Pentru că profesorul Dumitru Irimia, care a fost coleg de grupă cu domnul Constantin Ciobanu, ar fi împlinit 85 de ani în noiembrie, iar pe 3 iulie, sper că am zis corect, se vor împlini 15 ani de când a plecat foarte grăbit și foarte devreme. Aici e doar o prezentare, următorul, te rog, Andrei. Am zis așa, să dau doar coperta unor cărți și cu această ocazie vreau să mulțumesc doamnei Cristina Irimia aici de față, redactor la revista Academiei Filiala Iași, care mi-a pus la dispoziție fotografii și m-a și ajutat, sper să pot scrie și niște articole în presă. Următorul, doamna Irimia, după ce profesorul, cum ziceam, s-a grăbit să plece, a adunat din ce mai era în lucru și a publicat. Eu am pus aici și introducerea în stilistică, a fost cartea vieții mele într-un fel, ne chinuia un pic, noi îi ziceam irimistică în loc de stilistică, mi se părea că este dificilă. Dar un pic am vrut să înapoi, să evoc și omul, aici primind titlul doctor honoris causa la Universitatea din Chișinău, la Ipotești în ianuarie împreună cu Mihai Ursachi, încotoșmați, dar sufletul cald evocând pe Eminescu, pentru că vreau să fac legătura un pic și cu Eminescu. Apoi a fost foarte interesantă experiența să merg pe urmele dumnealui la Veneția și iată aici, acolo în stânga aveți frontispiciu de la Institutul Român de Cultură, în limba română are un nume mult mai mare, și un profesor Irimia, cine l-a cunoscut, era într-o chipare a rigorii academice. Domnule, o lume care nu știu cât va mai exista. Un om care toată viața a muncit foarte conștiincios. La Veneția fericit, sigur, și făcând lucruri deosebite, am amintit doar două. Aici, manifestările Brâncuș din 2001, care au fost
absolut extraordinare. Doamna Cristina Eremia spunea ceva de tipul, nu știu dacă știți din basme, despre iarba fiarelor. Iarba vrăjită care descuia încuietorile din metal, lacătele și încuietorile din metal. Deci asta era iarba fiarelor. Descuia și doamna zicea, Dumitru Eremia avea iarba fiarelor, reușea să descuie uși care păreau de nedeschis. Și următorul este, desigur, o evocare a cui, a lui Mihai Eminescu, la Veneția, între italieni, acolo unde interesul pentru poetul român era foarte mare. Următorul, Andrei, mi-a plăcut să dau o traducere făcută, cred, de Dumitru Eremia, dacă am citit corect, din Numai poetul ca păsări ce zboară deasupra valurilor trece peste nemărginea timpului, pentru că Dumitru Eremia vorbea o italiană impecabilă, foarte bine, eu ca studentă l-am văzut odată, stăteam în spatele lui la filmul Uccellini Uccellacei, îi traducea lectorul italian, pentru că era acolo un actor care nu era actor, era un băiat luat de la țară și care vorbea în dialect. Și domnul Eremia știa dialectul. Și e o traducere foarte frumoasă, nu o mai citesc acum, a profesorului. Și următorul a făcut un lucru extraordinar, a susținut ani de zile colocviul național studențesc Mihai Eminescu la Universitatea din Iași. Poza arată bannerul care care anunță colocviul studențesc. Este o personalitate extraordinară, dar eu am norocul că e unul care cântă mai bine decât mine, știți cum zice Alexandrii, și anume domnul profesor Lucian Chișu l-a cunoscut direct și îl rog frumos să ne spună câteva cuvinte. Da, într-adevăr l-am cunoscut pe profesorul Dumitru Eremia în anul al doilea spre al treilea de facultate, când domnia sa venise de la un lectorat din Italia și când profesorul Gheorghe Ivănescu, unul dintre marii lingviști ai acestei țări, îmi spusese că domnul Dumitru Eremia fusese un apropiat al lui Giacomo Devoto, un mare lingvist italian, și că lucrase împreună cu acesta. Însă, atunci când domnul profesor Eremia a apărut în peisajul universitar, pentru că, vă repet, venise recent din Italia, o să vă cer scuze pentru îngăduința de a spune acest lucru, pe ecranele cinematografelor din Iași rula un film franțuzesc cu titlul, dacă nu mă înșel, Sunt timid, dar mă tratez. În mod frapant, personajul, actorul care juca acel rol, semăna sau profesorul semăna oarecum cu acel personaj. Personajul era unul de comedie și în consecință asocierea pe care au făcut-o studenții cu, între imagine și profesor, s-a spulberat imediat când l-au întâlnit pe profesorul Eremia, pentru că dumnealui avea o voce timbrată, era un om extrem de riguros și în tot ceea ce se spunea venea modernitatea studiilor și cum să spun eu, faptului că lucrase într-o universitate europeană de mare prestigiu. Am făcut cu dumnealui atunci un curs de stilistică a limbii române și îmi dau seama cât de important este acest aspect care, de fapt, ar trebui să fie puntea de legătură dintre critica literară și opera literară. Astăzi, din păcate, aspectul acesta al limbajului și al folosirii estetice, stilistice a limbajului, fiind aproape ignorat de către noua critică, îndreptată către lumea obiectelor, către tipurile de restricții sau de abuzuri și așa mai departe care se fac în literatură. Cred că va fi necesar să revenim la așa ceva, iar profesorul fusese autorul unei stilistice a limbii române. Nu sunt decât trei în toată istoria noastră literară. Este una făcută de Ioan Coteanu, mai există una începută de domnul Bolocan și în sfârșit este cea a profesorului Dumitru Eremia,
care era extrem de riguroasă, clară, structurală și în același timp, combinând elementele de lingvistică teoretică cu practica din domeniul exemplelor. L-am mai întâlnit pe profesor cu diverse ocazii când și-a prezentat cărțile și cu acel prilej mi-am dat seama că rămăsese neschimbat peste timp, fiind devotat studiului cercetării. De altfel, ultima dată când ne-am întâlnit la Iași, l-am apelat telefonic și mi-a spus vino oricând, eu între orele 8, să spunem, și 20, seara, nu mai țin minte dacă orele erau acestea, dar oricum intervalul era cam acesta, sunt de găsit în biroul meu la universitate, pentru că dumnealui lucra necontenit acolo. Așa s-a și întâmplat, dar din păcate peste câtva timp, în mod neașteptat, a dispărut dintre noi. A rămas una dintre marile personalități ale școlii filologice de la Iași. Cred că este chiar printre ultimii reprezentanți de seama acestei școli. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! O să schimb să pui din nou site-ul bibliotecii. Ne încadrăm bine în timp. Acum, dacă vor mai fi întrebări sau ceva, o să mai încercăm la sfârșit, ca să nu rupem ritmul. Doamna profesoară Veleșcu ar fi vrut să întrebe pe directorul Institutului Călinescu în ce măsură se implică și în redactarea manualelor școlare, că deloc. A fost o inițiativă privată a unor universitari care își luau în rândul lor colaboratori. Între timp a devenit a editurilor și grupurilor de edituri care fac astfel de manuale. Sunt extrem de bine răsplătite financiar și deci s-au transformat aproape într-o afacere. Noi nu facem acest lucru, dar ni s-a recomandat de către, mă rog, forurile superioare, cum se spune, având în vedere că după dispariția profesorului Simion și după terminarea șantierului pe care dumnealui l-a lăsat deschis, noi am reușit să închidem acest șantier, ni s-a propus să facem o istorie a literaturii române, să scriem o istorie a literaturii. Nu ne vedem deocamdată capabili să facem lucrul acesta, dar n-ar fi o idee rea. Și atunci o preiau și de la dumneavoastră. Vă rog. Da, vă rog. Problema ORTD din punct de vedere al unui profesor cu o experiență de 40 de ani, da, și o bunică activă acum, când am urmărit toate manualele de limba română. Eu sunt profesor de fizică, dar pasiunea mea a fost română. Vă rog să mă credeți că sunt, nu știu cum să spun, nu impresionat, în sens negativ, când văd că nu găsesc în textele manualelor exemple din marile noastre personalități în literatură. Pur și simplu sunt prezentate niște materiale care nu au legătură cu dezvoltarea, mai ales cu dezvoltarea inteligenței, cu dezvoltarea respectului pentru limbă și a respectului pentru cultură. Atunci, când o să ajungă cineva din aceștia să citească pe G. Călinescu? Da, eu, doamnă, vă dau dreptate și atunci trebuie să spun că totuși, canonul își are un rol al său, cum bineînțeles, după ce canonul se dezvoltă, trebuie înlocuit cu altceva. Adică există o astfel de mișcare. Din păcate, doamnă, ca să trag o concluzie, am să folosesc un vers din Bacovia.
Suntem o țară tristă, plină de umor. Mulțumim! Urmează poetul în cetate. Rog pe cei implicați să vină mai sau vă dau microfonul unde vă aflați, cum doriți, că cine crede că poate fi aici mai în față e foarte bine, dacă nu o să încerc să ajungă microfonul la dumneavoastră. Ștefania, mai aproape, că totuși ești cam departe ca să ajung cu microfonul acolo. Uite, pe un scaun aici, dacă... Așa, stai bine acolo. Așa. O să rugăm întâi musafirii, că de asta am făcut, mi-a reproșat cineva că am făcut diferență. Dar eu am, când am trecut toți autorii în ordine alfabetică, am trecut întâi musafirii și după aceea pe cei din familia noastră de aici. Vor citi întâi și eu am să zic ordinea, dar dumneavoastră o alegeți cum vreți, e ordinea alfabetică aici. Șerban Axinte, că na, dacă ai litera A, să fii primul întotdeauna. Așa. Adrian Ierulescu apoi, Ștefania Mihalache, Sorina Rândașu, deci în ordine alfabetică. Și apoi o să-i citesc pe prietenii și colegii noștri și la sfârșit o surpriză. Vă rog, domnul Șerban Axinte, vă dau un microfon. Dumneavoastră mi-ați spus să pregătesc textele, să fiu foarte așa, dar acum fac lucrul ăsta pe care mi-ați cerut, deci... Două texte, da? Cea mai cinstită formă de dragoste. Am adormit cu harp music tibetan, m-am trezit cu ACDC, exact ca în acea dimineață când urma să plecăm undeva și tu ai deschis televizorul, la MTV era Iron Maiden. Am început să trăim viața altora, nu ne dădeam seama de ce, Dumnezeule, nu eram fericiți. Eu trăiam viața tatălui tău, tu trăiai viața mea de acum. 16 ani în avans e o nimica toată. Ce vedeai tu în viitor, mie mi-era complet străin. Dragostea cu dischinezie, mai sinceră decât dragostea pentru Dumnezeu. Am adunat în noi atâta ură, încât trupurile ni s-au găurit și vântul a început să fluiere prin ele. Ne-am tamponat rănile cu țigări aprinse să nu se extindă infecția. Așa am început noi să trăim. Eu, tatăl tău, care te obligă să faci pipi în pat și de pe lumea cealaltă, tu, mama mea, care mă scapă din brațe ori de câte ori vede că mi-e bine. T0. Cineva mi-a spus că aș avea suficientă putere să scot soarele din priză. Cu o mână smulg buchetul de rețele din corp. Cu cealaltă șterg fluturii de pe ecran. Aștept T0. Zilele și lunile în care nu am trăit să se adauge cândva după moarte bonus pentru rugăciunile mele neduse până la capăt. Deocamdată altcineva deține controlul. Opresc imaginea, mă observ în variante. De la atâta așteptare mi s-au dilatat pupilele, holograme fixate în creier ca în rastel. Eu sunt mai mulți. Primul din șir încasează pumni în figură și în plex. Pentru al doilea și al treilea, lumea e mult prea mică. Următorii obosesc și adorm. Ultimul face echilibristică. Împreună formăm supra-sarcina. Fluturii se apropie și iau foc în viraj. Mâinile și picioarele mele prea lungi ca să încapă în cerc, am auzit că și omul vitruvian suferea de o formă severă de hernie. Perfecțiunea e o invenție a celor fără imaginație.
Ce spunea ei? Că nu ai trăit. Vezi bine că l-ai uitat pe cel responsabil cu plânsul în pumni. Da, mulți se trezesc la viață cu doar câteva zile înainte de înmormântare. Intră în rețea, în rețeaua din rețea, preia controlul. Ce aștepți tu deja se întâmplă, dar nu îți dai seama, pentru că atunci când te miști, se trezesc acuzatorii tăi în rifuri de heavy. Mulțumesc mult! A fost Șerban Axinte, ca să știți ce căutați pe Google, da? Și urmează Adrian Ierulescu. Umbrele pașilor. În umbrele pașilor noștri își fac locuință amintirile. Se învârt pe călcâie și țâșnesc în spirală fierbinte spre un mâine pe care nu l-au cunoscut. În umbrele pașilor noștri se adăpostesc tradiții ce izvorăsc din fruntea părinților ce n-au rodit încă. În umbrele pașilor noștri se strânge lumina zilei de mâine, de unde răsare spre soare o nouă umbră a pașilor lor. Și cea de-a doua. Spovedanie. Focul zăpezii îmi coace în palme nebănuita pâine. Este pâinea pământului care îmi curge prin vene, este pâinea care i-a răsărit bunicului meu în bătătura casei și pe care o mâncăm împreună cu rodul ciorchinilor. Este pâinea care i-a înflorit femeii mele pe sâni și i-a curs lui Iisus din răni. Este focul care a cuprins toate mâinile și înclestează degetele în pumn. Dar pâinea ne eliberează de foc și de roade, de pământ și de lacrimi. Cu pumnii strânși nu se poate iubi. Cu pumnii strânși nu poți fi nici măcar răstignit. A fost Adrian Ierulescu. Urmează Ștefania Mihalache. Am să citesc două poeme din acest volum, da, voiam să vi-l și arăt. Sunt liniștită, mi-e frică se numește și e foarte nou, de asta v-am vrut să vi-l arăt, că a apărut practic nici de o lună. Este ilustrat cu niște tablouri făcute special de pictorul Laurențiu Midvichi. Și atât, acum o să citesc din ele. În prima variantă de program, acest titlu apărea. Da, aceasta este cartea. Dacă doriți să căutați pe Google, o veți găsi. Și Șerban a vorbit ieri și despre ea în prezentarea lui despre mine. Așa, am să citesc... Stai mai o secundă, că am foarte multe semne de carte. Ok. Acesta nu este un poem despre vreme. Aflu că am avut o vreme, fiindcă tot aud pe vremea ta și sunt obligată să-mi povestesc vremea. Dacă ar fi după mine, aș începe cu ceva de genul pe vremea aceea, dar ei m-ar completa instantaneu, adică pe vremea ta. Și eu aș admite și aș repeta, adică pe vremea mea, în timp ce aș bifa, I am not a robot, și aș căuta să înțeleg forma vremii mele. Încep cu pe vremea mea nu exista și dau scroll. Continui cu pe vremea mea îmi doream și dau scroll. Dar nu e destul și nu-i face dreptate. Vremea mea a fost numai a mea. Pe vremea mea a nins cum n-a nins niciodată. Vremea mea a inventat Le Neige d'Antan. Pe vremea mea am făcut cel mai mare ghețuș în tunericul cel mai adânc din cartier, în România anilor 80. Un ghețuș pe care nu vor putea să-l reconstituie în niciun apartament muzeu al comunismului, care niciodată n-o să stea aproape de peștele de sticlă. Pe vremea mea am trăit în cea mai cum se cade familie disfuncțională. Părinții m-au apărat de frig în timp ce se mușcau pe sub plapumă. Pe vremea mea mergeam pe dealul melcilor, un deal pe care îl urcă melci, greu și încet, și voiam să-l urc și eu, să ajung în vârf mai repede, să-i aștept acolo. Pe vremea mea, primăvara începea târziu, când munții începeau să miroasă a oaie udă, a cojoc ars.
Pe vremea mea, câmpurile dintre blocurile noi erau pline de păpădie. O culegeam și înghesuiam în borcane toți sorii ăia mici și pufoși, pentru care primeam câteva monede sau o notă bună. Pe vremea mea, alergam pe conducte și țevi, care urmau să transporte gazul la blocurile noi, în calorifere albe, lucioase, prin care încălzirea venea atât de curat, fără praf de cărbun sau rumeguș, fără miros. Și dacă vedeam în șanț o pisică moartă, strigam: părul tău să putrezească și al meu să înflorească. Mie nici nu mi-a crescut foarte mult. Pe vremea mea, duminicile erau cu friptură și piure de cartofi și salată verde cu puțin zahăr și cu meciuri de fotbal pe care tata le urmărea cu sufletul la gură, în timp ce eu îi priveam stăruitor șosetele. Pe vremea mea, ne urcam cu toții, ca pe porcul pârlit după tăiere, și ne simțeam stăpâni. N-aș vrea să dau mai departe forma vremii mele, pentru că nu știu dacă se mai schimbă ceva sau putem să o batem în cuie. Să mai citesc unul sau mai scurt? Că era mai lungă asta și de asta n-am. Microplante. Să scrii în limba unei culturi mici e ca și cum ai grădinării într-o grădină micuță, dintr-o curte micuță, la care se ajunge dintr-o grădină mai mare, păzită de doi dulăi. Asuzi și uzi și vânezi privirile trecătorilor de pe stradă. Știi că sunt șanse foarte puține să bată până la tine. Ți se recomandă să cultivi microplante. Sunt mai căutate? Întrebi. Sunt mai în trend, ți se spune. Muncești mai puțin și le poți vinde la supermarket. Mai speri în World Literature. Această hartă colorată în albastru, spartă din când în când de continente, insule și arhipelaguri. Continentul tău e doar un arhipelag mai mare. Trebuie să te gândești așa, pentru că arhipelagul e mai bine văzut. Arhipelagul a spart toată teoria. Și chiar dacă ești cel mai mic punct din arhipelag, sunt șanse ca una dintre nave să se oprească și să vă ia pe tine și pe ai tăi, chiar înainte să vă îmbarcați toți spre Lampedusa, dintr-o țară fără ieșire la mare. Mulțumesc! A fost Ștefania Mihalache. Urmează Sorina Rândașu. Povestea rudelor mele triste, care mi-au furat dreptul biografiei, cântarea cântărilor ca mijloc de subterfugiu, farmecul hemoragiei în jurul căreia ne dăm cu toții mâna și mâncăm pe săturate cu mâna rămasă liberă. Care sunt obiceiurile din care se naște limbajul? Cât de bine cunoști oamenii care îți trec pragul cu sufletul rămas sub pantof? Creșterea mea, care n-a putut fi stăvilită, deși au încercat. Comunicarea verbală cu obiecte pierdute. Nimic altceva nu prinde viață la noi. Aici stă paradisul meu din hârtie igienică. Aici stăm cu toții sub veioză, ne dăm hainele jos cu dinții pe măsură ce lumina blochează vederea. Tați flegmatici, mame cu potențial, sunt copia fidelă a tuturor femeilor pe care le cunosc. Bunici convalescenți, mătuși deformate de grăsime, unchi cu viitor nesigur adânciți în socializarea de masă. Instinctual aș zice că mă asemăn vouă. Copii descheiați la prohab, în jurături în dialect, cămăși goale. Unde sunt supapele pentru fiica asta, perfect adaptată la ideologia noului consumator? Pentru nepoata care nu vede diferența între dependență și nevoie, pentru verișoara neutralizată prin conflict. Cine o scapă de greutatea propriei voci? Cine o scapă de reziduri? Cine merge cu mine până la capăt? Mama mea, care nu ești în ceruri, nici în pomelnicul personal al familiei, mama mea, care mi-ai tuns părul ca să nu semene cu al tău, precum într-o familie la care te-am forțat să te alături, așa și pe pământ. Mama mea, care nu ești în ceruri, sau poate ești, de unde să știu eu, nu mama ei prin surprindere. Mama mea, care te uiți la pozele mele de pe Instagram, și mama mea, care le scrii cunoscuților mei ca să afli cum o mai duc, nici azi nu mi-am adus aminte numele tău.
Mama mea, care nu știi cum soarele intră într-o casă cu foi de ceapă în loc de pereți, cum mai e simulacrul tău, târgul dezlocuit de fantasme, ce ești dispusă să dai acum la schimb? Mama mea, care nu cunoști procedurile de complezență, nici fericirile și nici căderile, nici nopțile de hemoragie și nici zilele de cumpătare, să nu se facă vreodată în lumea asta voia ta. Mulțumesc! Pueblo, cu dicție să te înalți cu propriile aripi, dar ai grijă să elimini întotdeauna limita de respect dintre abis și abstract și cultivă formele matematice ale creației. Nu bate pasul pe nu, creația este o cercetare. Consacră-te liber artei literaturii române și nu uita că suma și diferența totală a numerelor adunate și scăzute pe un rând să fie egală cu totalul diferenței numerelor pe verticală, ca la algebră și la contabilitate. Plus valoarea seria după capătul de rând, se calculează speranța, durata și impresia pe axa orizontală, totalul numerelor pozitive să fie egal cu totalul numerelor negative. Și pe axa infinită a zborurilor cosmice nu se răzbună nimeni. Zboară cine poate, rămâne cine nu-i în stare și crede fiecare ce știe el în paradis. Mai sunt și paradigme. În văzduc sunt păsările cerului, mai e și creația, planeta e verde, deasupra tuturor stă dumnezeirea. Și omul a fost dat să asculte de ea. Proculta sine qua non est. Mulțumesc! Urmează domnul Cornel Galben. S-a mai spus, prezentul a fost viitor și va fi trecut, așa cum Bacovia a fost poetul care va fi, cum visul de azi a fost miracolul de ieri și gândul spre mâine e o iubită cu brațele încărcate de flori, s-a mai spus, cuvântul e carnea poemului, iar doamna a toate e limba română, așa cum cărămițile stau de veche la curtea domnească, prezent ce a fost viitor și va fi trecut, voievod al iubirii. Urmează doamna Doina Ionescu. Am ales un poem din volumul meu de debut, Versul reîntors în destin. Să-mi pun coronița versului pe creștet. Sunt iernile. Sunt iernile prin care vântul își cheamă neaua înapoi. Este suspinul prin care dorul își cântă dragostea trecută. Este tăcerea care își caută căldura neșoptitelor gânduri. Este amurgul prin care razele ar vrea să cheme soarele înapoi. Este luna prin care noaptea își cheamă stelele din constelații. Ești tu la care gândul vrea să se întoarcă mereu. E gândul prin care simțirea nebănuitei clepsidre ar vrea să întoarcă timpul în anii mei tineri, la anii mei de început, când iarna, suspinul, tăcerea, tu, luna, gândul, poezia și timpul, vântul din timpul tăcerii, muzica deceniilor fericite, simțirea și timpul, timpul, vântul și iarna. Sunt lacrimile care nu au curs la timpul lor, căutând ochii din care să plângă. E zâmbetul prin care fericirea vrea să răzbată. E fericirea din ochii mamei care ne întâmpină mereu acasă. E lupta zilei cu neantul căutând aprobarea.
E vântul prin care norul își caută picăturile de ploaie, sunt picăturile de ploaie care așteaptă rodirea semințelor din primăveri următoare, sunt anotimpurile care își caută calendarul, e calendarul prin care timpul ne caută, este decembrie pe care îl așteptăm mereu. Sunt iernile prin care vântul își cheamă neaua înapoi. Vă mulțumesc! Urmează doamna Cristina Iscru. Cercul. Deschis. Creionul alunecă pe hârtie și se oprește în același punct, într-un strigăt rotund de durere. Un țipăt când se îndepărtează și o respirație ușoară când cele două linii se unesc. În cerc, un sunet, un plânset. Și-au găsit adăpost un copac ce rabdă în ghețul, petale ofilite care se căiesc din cauza greșelii făcute prea devreme și acceptate totuși prea târziu. Cuvântul meu a plecat în concediu. N-am avut timp să spun ceva, că s-a și făcut nevăzut. Mă gândesc că la soare e poate mai altfel, mai liber, mai ager, mai el. Dar cercul meu este tot mai gol. Acum cercul își ascultă aria, chiar fără diametru și rază. Doar el și creionul care a rănit hârtia. Durerea a acoperit golul, dar el este vinovat de ce se întâmplă și pe foaie, și pe portativ, și în mine. Urmează domnul Ion Moraru. De acolo. Atâtea amintiri mă ajung când timpul pune lucrurile în rost. O melodie sufletul cuprinde și taina vieții se adâncește. N-am știut să aleg corola, nici n-am văzut vremea când trece. Mă bate un gând, simt calea luminoasă, păsările desfac aripile în larg spre fructele aprinse în pârgul verii. Dar uite, într-un copac din ram-ram, zburdalnică și galnică o veveriță, mă urmărește să-mi fure cântecul. Vă mulțumesc! Urmează Celestina Mitroiu. Merge, merge. Sete de lumină. Dacă îmi pun inima în palmă și o ridic spre cer, mă iei de mână, Doamne, îți mor ploile de însetarea florilor păgâne și trupul pământului e greu, uscat de mângâiere. Unde ai pus, Tată, soarele cu minte? Mi-e rece de omenire. Nu pune pe umerii tăi seceta de cumpănă, căci tu ești iubire nepieritoare, tu ești fântână cu apă răcoritoare, însă omul ți-a scăpat și a prăfuit ceașca. Mulțumesc! Acum, Ștefania Pușcalău. Mulțumesc! Pluvială, mă și gândeam să-ți spun că astăzi plouă, să-ți recit din Dante și Esenin, să-mi îmbrac dantelele de rouă, să te conving și chiar să te determin să-ți placă ploaia. Simtă și adoră. Sunt eu, pluvială în toate, nebunii. Tu știi că în lumea asta carnivoră, viori cântând ar fi anomalii. De aceea te închid aici cu mine și lasă lumea toată să dea greș. Și voi opri și ploaia pentru tine cu flori nebun de albe de cireș. Când ne iubim, pământul își mută munții. Din trupul tău și trupul meu ia foc. Obrajii-mi sunt bujori în ziua nunții, purtați de fetele cu flori în coc. Și te privesc, iubirea mea durută, și se unesc
în lutul nostru fluturi. Îmi ești profund atât de înăuntru că nu mai vrei de ploi ca să te scuturi. Aproape de finalul poetului în cetate, cu ajutorul unui tânăr care va fi inginer, nu știu dacă va fi vreodată poet, dar care pasionat de franceză a participat la un concurs, va citi două strofe din poezia cu care a câștigat premiul Emilia Munteanu. E un prilej să ne aducem aminte de Emilia. Cei de la Ezin au instituit acest premiu, premiu pentru creație Emilia Munteanu. Da. Să vină mai aproape Andrei. Poate mai trebuie să spunem că a plecat de la modelul eminescian. Avem legătură și cu Emilia Munteanu, dar și cu Emilia. Poezia se numește Morange. La rivière coule, le temps court, l'on pense, les heures dansent. Le ciel est bleu, le soleil est glorieux, le clochesson, les infusions. À travers de la buée du matin, il faut oublier les chagrins. Le feu doit être éteint, vis le moment, ne sois pas contraint. Oh, le paysage est pittoresque, les oiseaux volent dans une foule. Les buissons sur le reste, la rivière coule. Mulțumesc! Oneștenii știu că Emilia Munteanu a fost profesor de limba și literatura franceză. Dumnezeu a făcut legătura cu Ezinu și cu oamenii de acolo. Nu putem să închidem poetul în cetate și nu uitați că mai e un mic punct care e interesant, deci nu se termină chiar aici. Deci poetul în cetate nu poate fi încheiat decât cu poetul care a întemeiat, care a avut ideea poetului în cetate. Aici cu noi, poetul Constantin Teodor Ciobanu, sau așa cum semnează literar, C.P.H. Ciobanu. Am apelat la prietenul meu cel mai apropiat din toate timpurile să-mi citească acest text, întrucât mai am probleme de vedere care mai trebuiesc puse la punct. Cu scuzele de rigoare și cu multe mulțumiri pentru lectorul micului meu text poetic. Care face parte dintr-o serie, dintr-o colecție de rondeluri inedite deocamdată și se numește poemul Rondel de Allegro. O anii mei, cei 18, cât ori zburdaș ori mai petrece cu legei zare, acrezare, primește-i fără de primejdii. O anii mei, cei 18, cât ori zburdaș ori mai petrece, îndeamnă-i, Doamne, de înseamnă, icoane sub sărutul toamnei, tot fani spontanice s-or întrece la starostit un rang de lege, când zarea n-are cum să sece de din izvoarele-i întrege. O, anii mei, cei 18. Iar mențiunea în josul poemului scrie așa: 13 iunie 2024, Hristos s-a înălțat, adevărat s-a înălțat. Mulțumim foarte mult, domnul profesor. Acum, nu uitați că domnul Faciu are ultimul cuvânt cu experimentul, dar înainte de asta, tinerii mei colaboratori vor veni aici, ne jucăm puțin, 6-7 minute, stați, că stați bine, stați pe loc, puteți sta și avem nevoie de ajutorul dumneavoastră, să-i ajutați să se descurce,
Sper să vă lămuriți cu ce au ei de făcut. Pură ziua, sunt elev din partea Colegiului Național Dimitrie Cantemir și v-am pregătit o provocare a versurilor cu cele mai cunoscute poezii ale lui Eminescu. Cei care vor ști să continue versurile vor fi premiați cu ceva dulce și o carte a unui autor din sală, iar la final vă așteptăm la o sesiune de autografe unde vă puteți lua un autograf pe cărțile dumneavoastră. Mulțumim! Deci, dacă ați privit cartea, autorii sunt aici. Nu-i ratați? Ne mai dăm noi câte un pic ca să semneze cărțile pe care tocmai le primiți. Provocarea începe cu o poezie destul de celebră. Mai am un singur dor, în liniștea serii. Puteți ridica mâna ca să ne fie mai ușor. Du-te și dă microfonul, un singur om alegi, voi decideți, cum poate cineva cu microfon și pe partea cealaltă. Mai am un singur dor, să mă lăsați să mor la marginea mării, în liniștea serii. Sau în liniștea serii, la marginea mării. Mulțumim frumos! Teo, mai ai un microfon acolo, deschide-l, ia pe acela. Așa. La steaua care a răsărit, e o cale atât de lungă. La steaua care a răsărit e o cale atât de lungă încât mii de ani au trebuit luminii să o ajungă. Mulțumesc! Pe lângă plopii fără soț... Vedem cine e câștigătorul, cine primește... Uite, în spate acolo, Teo, hai să avantajăm! Să vedem! Pe lângă plopii fără soți, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu m-ai cunoscut. Schimbat. Somnoroase păsărele. Bine, ia să vedem cine câștigă. Somnoroase păsărele. Somnoroase păsărele. Pe la cuiburi se adună, se ascund prin rămurele, noapte bună. Și de curând am vijelie, tu te aperi cu-n toiac și purtat de biruință să mă împiedic de un moșneac. Ia, ia, ia. Uite pe partea cealaltă. Hai, uite acolo. Moșneac? Da, împărate, dar moșneacul cel privești nu e om de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece spumegând a tale oști. Vreme trece, vreme vine. Vreme trece, vreme vine, toate-ți vechi și nouă, toate ce e rău și ce e bine, tu te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce e val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rece. Nu, nu, nu,
La culcotrilor albastru. Deci încă o dată la culcotrilor albastru, ia mânuța ridicată, să vă auzim. Așa, hai, gata, judecat. La culcotrul albastru cere sarea peste timp și apunea noastră zare din în când în când al nostru chip. Mai facem o încercare, nu e la culcotrul albastru, e altă poezie. Nu e rău. La nimeni la culcotrul albastru nu permite că am lacul codrilor albastru nu fer galben îl încarcă, tresărind în cercuri albe, el cu tremură o barcă. Dar nu mai cade ca în trecut, în mare din tot în altul. Dar nu mai cade ca în trecut, în măr din tot în alt. Ce-ți pasă ție chip de lut, dacă oi fi eu sau altul? Trăind în cercul vostru strâmt, norocul vă ce, ci eu în lumea mea mă simt nemuritor și rege. Sarea pe deal, sarea pe deal, buci mă sună cu joale. Avem emoții, ia să vedem. Uite acolo, uite acolo. Parcă nu mai am cărți potrivite. Tu sara pe dar, buciu mă sună cu jale, turmele urc, stelele coboală. Scapă lâncare. Scapă lâncare. Atât de fragilă de asemenea. Nimeni? Una. Una sau două? Trei. Fără asta. Mai sunt două fără asta. Fără asta două, da? Ne mulțumesc că să ne pregătim. Mai repet o dată. Atât de fragedă de asemenea. Nu le mai învățați versuri. Uite, Adriana, acolo, ia. Mergeți cu microfonul. Așa. Cu floare albă de cireș și ca un înger în calea vieții mele ieși. Vino în codru la izvorul. Vino în codru la izvorul care tremură pe prund. Ce le facem? Îi dăm vreme acum. Ia să mai auzim o dată. Vino în codru la izvorul, mai știe cineva? Trecem mai departe, următoarea. Mai avem una, da? Lumea toată-i trecătoare. Lumea toată e trecătoare, oamenii... Oamenii se trec și mor. Nu știe nimeni. Aici v-am încurcat, v-am blocat. Asta e situația, știi tu? Ia! Lumea toată e trecătoare, oamenii se trec și mor, ca și miile de unde ce un suflet le pătrunde. Numai poetul, ca păsări ce zboară deasupra timpului,
Atât, nu mai țin minte mai mult. Mulțumesc! Așa se cade, am fost rugată să vă aduc aminte, cu siguranță că știți, și mulțumesc doamnei Cristina Irimia, care m-a ajutat să nu greșesc, deși citatul am în memorie, legătura între Călinescu și Eminescu azi ar putea fi așa. Vă aduceți aminte citatul? Ape vor să zice Călinescu despre... Ia! Cineva știe? Este citatul copilăriei mele și pe care îl țineam minte și îl scriam la toate olimpiadele, deci nu se poate. Ia. Trebuie să-l zic, da? Da, mă urmăriți, s-ar putea să mai greșesc cu două cuvinte, dar oricum. Deci, așa, ape vor seca în albie și peste locul îngropării sale va răsări pădure sau cetate și câte o stea va veșteji pe cer în depărtări până când acest pământ să-și roditor, să-și înalțe sevele în țeava altui crit de tăria parfumurilor sale. Mi se pare corect să primească și un premiu. Mici imperfecțiuni, ideea ați prins-o. Între Călinescu și Eminescu a fost această minunată legătură. Domnul Baci, aveți legătura, știți? După acest festival de versuri și concursuri și jocuri educative, trebuie să revenim la realitate și să ne gândim că am început pe această provocare a inteligenței artificiale. Haideți să vedem ce a înțeles, dacă cineva a dialogat cu robotul și are vreo opinie din sală, ne poate spune, dacă nu vin eu cu concluziile. Vrea cineva să spună ceva? A intrat pe telefon și a dialogat cu robotul bibliotecii sau nu? Pentru că dacă nu ați făcut-o, eu l-am lăsat să asculte dezbaterea de 2 ore cu prestigioșii lectori de astăzi și i-am pus o singură întrebare, analizând ceea ce a spus dumneavoastră timp de 2 ore, da? Că de asta rulează acolo. Era un microfon care vă monitoriza. De ce ar trebui să-l recitim pe George Călinescu, da? Ce crede această inteligență artificială analizând cele 2 ore de discurs? Și auzim acum. O să vedem dacă are dreptate sau nu, cum se spune. Citirea operelor sale oferă multiple beneficii și perspective relevante, chiar și în contextul contemporan. Primul, înțelegerea profundă a literaturii române, Călinescu a fost un critic literar de excepție, autorul monumentalei lucrări Istoria literaturii române de la origini până în prezent. Aceasta oferă o panoramă detaliată și bine documentată a literaturii române, contribuind la o mai bună înțelegere a evoluției și a contextelor în care au fost scrise operele majore. Al doilea, perspective critice valoroase, metodele și abordările critice ale lui Călinescu rămân extrem de relevante, analizele sale sunt adeseori exhaustive și pun în evidență aspecte subtile ale textelor literare. Stilul său critic este unul profund analitic și sistematic, oferind un model de rigurozitate pentru generațiile actuale și viitoare de critici literari. Al treilea,
interdisciplinaritate și cultură generală, Călinescu nu a fost doar un critic literar, punct și virgulă, el a fost și scriitor, jurnalist, profesor și estetician. Lectura operelor sale contribuie la o cultură generală solidă, oferind perspectiva unui intelectual renascentist, capabil să abordeze diverse domenii cu aceeași acuratețe și profunzime. Al patrulea. Valoare educativă. Pentru studenții și pasionații de literatură, textele lui Călinescu sunt adevărate manuale, ele nu doar explică și analizează, dar și îndrumă cititorii spre o înțelegere mai largă și mai nuanțată a fenomenului literar. Al cincilea. Conectarea la tradiție. Într-o lume în continuă schimbare, recitirea lui Călinescu ajută la menținerea unei legături cu valorile și tradițiile literare românate. Aceasta creează o bază solidă pentru orice discurs literar contemporan și încurajează un dialog susținut între trecut și prezent. Recitirea lui George Călinescu înseamnă, așadar, nu doar o imersiune în istoria literaturii române, ci și o consolidare a unor valori și metodologii critice esențiale, care ne ajută să înțelegem mai bine cine suntem și cum am ajuns aici din punct de vedere cultural. Cam asta a reținut inteligența artificială. Este ușor peltică, nu prea știe să pronunțe și un anumite cuvinte, dar cred eu că cele cinci concluzii sunt un punct de plecare pentru o lectură serioasă și, bineînțeles, putem cere și listă de lecturi obligatorii, să spunem, pentru liceu sau listă de lecturi fundamentale. Deci, ce s-a spus, că nu cunoaște anumite personaje, bineînțeles, cel de la bibliotecă nu cunoaște decât ce se scrie în site-ul bibliotecii. Noi de acum încolo îl vom educa să știe și altceva. Nu este un ChatGPT deschis în toate, dar o să vedeți că lunile următoare vă veți puteți face chiar și temele la gramatică, să spunem, văzând dacă robotul știe mai mult decât voi limba română și literatura română. Doamnele profesoare vor avea o provocare serioasă și chiar puteți să folosiți instrumentul la clasă, pentru că elevii oricum îl folosesc. În orice caz, frazele erau coerente. Iată, domnul Șerban Axinte are... Nu cred că trebuie luată mutamoa litera. De exemplu, am căutat și eu, îi spuneam Florinei așa, pe șoptind, dacă știi ceva despre Șerban Axinte, și a spus, da, este un poet și un critic literar român, a contribuit decisiv la dezvoltarea criticii literare românești după 1990, în paralel este vicepreședinte la FC Botoșani. Și, mă rog, performanțe sportive. Noi vorbim de chat-ul bibliotecii, nu pe ChatGPT. Care deci, e limitat, asta este care are o limită. Deci, da, asta noi cu am lansat astăzi funcția? Un instrument pentru biblioteca din Onești, care este proprietar al bibliotecii. Așa. Deci, păi, da, biblioteca okay, da. Din Onești nu sunteți trecut, nici noastră, nici ceilalți. Nu-i nimic, dar nu o fi nicio... premonitoriu, aveți grijă că poate o să primiți funcția. Probabil că nu știți încă, dar veți fi către Botoșan orientat. Asta era. Scuzați-mă, domn profesor, vreau să vă întreb și eu ceva, dacă se poate. Vă rog, vă rog. Spuneți-mi, ce vârstă are inteligența artificială? Inteligența artificială e o întrebare prea generală. A început în anii 40 să se dezvolte. Nu. Cea de acum? Da, ceea ce ne-ați prezentat dumneavoastră, da, ce vârstă are? Este la momentul actual, practic, astăzi e prima zi de instalare la bibliotecă. Deci pentru prima zi știe atât, vă dați seama. Dacă o ființă, neființă, știe atâtea într-o singură zi, trebuie să fiți mulțumit. Eu n-am putut să descriu fenomenul, dar foarte pe scurt, într-un minut este următorul. Noi am ingestat, adică am luat un aspirator, un altă care se numește aspirator de site-uri, tot site-ul bibliotecii, și inteligența artificială l-a procesat doar pe acesta. Deci el nu știe mai mult decât este site-ul bibliotecii din Onești. Și de acum noi îl creștem ca să devină un site, cum să zic, folositor pentru cititorii bibliotecii. Noi îl putem legra și la Wikipedia și la ChatGPT și la orice, dar nu ne-am dorit asta. Este un instrument dedicat pentru bibliotecă. Da? Sigur, dar aș pune și o întrebare. Elevii de acolo, dar răspundeți tare. Folosiți inteligența artificială? Nu. Le e frică să spună. Da. Corect, corect, corect. Așa. Am înțeles. Dar au telefon mobil? Ia întrebați dacă au telefon mobil. Ce să mai întrebăm? Știm noi. Vă mulțumim din suflet. Da, te rog, zi tare. 70% nu, 30% da. Folosirea inteligenței, da? Mai puțin, o folosesc mai rău. Dar folosești.
Cea mai provocatoare meserie, doamna profesoară, în următorii 10 ani va fi cea de specialiști care să interogheze inteligența artificială. Și primii vizați sunt lingviștii, deci cei din zona literelor, pentru că, clar, și bibliotecarii, pentru că ei sunt cei care știu să pună cele mai bune interogări. Dacă punem o întrebare generală, după cum știți, primim un răspuns foarte general. Cu cât e mai acută întrebarea, mai precisă, cu atât răspunsul este exact. Da. Și noi lucrăm, avem acum pe un hard disk mai mult de 10 lucrări despre opera lui George Călinescu la nivel românesc și european. Nu vă vine a crede ce a găsit pe internet și ce interesante sunt. Bineînțeles că sunt frânturi. Cineva trebuie să le lege, să facă un eseu civilizat. Înseamnă și că trebuie să ne mai regăsim aici ca să discutăm despre toate acestea. Dacă vom fi sănătoși, probabil în 2025, la sfârșitul lui septembrie, poate 19-20 septembrie, zilele culturii călinesciene vor reveni. Va fi ediția 53, dacă totul merge bine până atunci. Vă mulțumim din suflet! Autografe, vă rog!